Bună seara! Bine ați venit! Îmi cer scuze pentru situația creată. A fost un defect de, să zicem, de comunicare între staff-uri. Și de la 18 s-a ajuns la 17.30, după aia la 7. Dar, mă rog, asta face parte din relația umană. Mă bucur să vă spun că doamna Hara a acceptat să vină, să stea de vorbă cu voi, pentru că vă eram dator cu o doamnă care să vă vorbească și să vă expună părerile ei despre zona în care mă zbat eu la ora actuală. Să știți că am avut surpriza să descoper că suntem pe aceeași lungime de undă și că gândim oarecum la fel, deși doamna e socotită ghicitoare și eu un fel de vrăjitor. E conflictat. Mă rog, când nu înțelege cineva, așa face. Bine ați venit la noi, doamna. Bine v-am găsit și vă spun că am mare admirație pentru dumneavoastră. Vă cunosc prima dată, am aflat de domnul Arceșanu diferite postaze de-a lungul anilor și m-am bucurat că există și la noi cineva care are sufletul spre divinitate, spre spiritualitate și încearcă să călăuzească lumea spre o altă înțelegere, spre schimbarea gândirii. Se spune că dacă vrei să schimbi viața, trebuie să schimbi felul în care gândești. Și că nu poți să creezi o altă viață cu aceeași gândire. Iar noi românii ne întrebăm, dar oare de ce la noi aceeași gândire, aceeași mentalitate și nu se schimbă nimic din ce am vrea noi să se schimbe? Pentru că gândim într-un fel tot la fel. Nu știu, eu simt că gândim la fel pentru că venind aici îmi reamintesc aceeași gândire și nu vreau să-mi o lați în nume de rău. Mă confrunt cu aceeași mentalitate pe care o aveam eu acum aproape 30 de ani când am plecat de aici. Să știți că, într-adevăr, fără mea e cel mai greu să schimb gândirea, dar asta este doar pentru fiecare din noi. Ce mă interesează pe mine și de ce, cum am vrea, aș vrea să începem? Eu cred și sper să știu exact ce este asta, dar nu sunt foarte fericit despre modul în care sunteți văzute. Din păcate, mass media noastră are o mare lacună spirituală și vede ceea ce facem noi într-un mod nu foarte frumos. Aș vrea să facem o diferențiere foarte clară între ce înseamnă, de fapt, clar viziune și ce înseamnă ghicitorie. Adică, unde vă situați și ce înseamnă, de fapt, pentru noastră ceea ce faceți? Eu nu cred în vrăjitorii. În esență nu cred. Cred că sunt foarte multe feluri de a transmite energii negative celor din jur, din ură, din, cum spuneam, dintr-o gândire negativă, dintr-o involuție spirituală. Eu cred în legile karmei, cred că atunci când gândești rău celui de lângă tine, sau îl invidiezi, sau îl urăști, atrage în viața ta elemente foarte negative. Deci, din start, eu nu cred în conceptul de vrăjitorie, pentru că este greșit. În Occident se vorbește de magia albă, magia neagră. Dacă ar fi să facem o vrăjitorie pozitivă, să transformăm viața noastră să fie perfectă peste noapte, atunci aș crede în conceptul ăsta. Cred însă în abilitatea creierului de a vedea dincolo de timpul linear. Cred că noi suntem echipați cu intuiție, care este fenomenul ce conectează emisfera stângă cu emisfera dreaptă. Emisfera stângă a creierului, precum bine știți, funcționează la 2400 de bytes. Emisfera asta funcționează la milioane de bytes. Deci noi avem abilitatea să centrăm în partea dreaptă a creierului toate informațiile noastre. Se spune că noi venim dintr-o picătură de memorie care computerizează tot ce suntem noi. Computerizează prezența fizică, că vom fi brunete, că vom avea aceeași înălțime, venim cu un factor genetic, venim cu anumite calități, toate se știu în programul ăsta în care venim noi. Însă noi suntem, cum am spus, funcționăm la nivel senzorial.
Dacă vă amintiți, Einstein a devenit celebru spunând că ca să descoperi gravitatea, eu trebuie să dorm pe partea dreaptă a creierului. Pentru că numai așa am să mă amintesc gravitatea, parcă eu știu legea gravitației. Dar trebuie să o am și a început să doarmă pe partea dreaptă a creierului până când a descoperit legea gravității. Că legea descoperită de Einstein nici nu mai este valabilă astăzi, este cu totul o altă situație. S-a descoperit în univers, by the way, o viteză mai mare decât viteza luminii. Iată cât de repede progresăm, mai ales în secolul ăsta. Unde vreau să ajung? Deci, ca să conectăm partea senzorialului în emisfera stângă, este senzorialul, lumea care o atingem, care o mirosim, care o simțim, care o vedem cu ochii ăștia. Deci asta este lumea senzorială, dar în partea asta altă există o altă lume. Vi s-a întâmplat câteodată să dormiți și aveți niște vise atât reale despre dumneavoastră, să vă imaginați într-o altă lume, să vă vedeți burând, să vă reamintiți copilăria, să aveți niște sentimente că trăiți într-adevăr în visul respectiv. În momentul ăla ați accesat o memorie care există în emisfera dreaptă a creierului. Iar abilitatea creierului de a conecta cele două emisfere care există aici, glanda pineală, glanda pituitară, sunt cele care fac conexia și se numesc factorul intuitiv. Deci eu cred că noi toți suntem foarte intuitivi. Din vechime, de mii de ani, Biblia este plină de profeți. Iisus Hristos și-a anticipat propria lui moartea, știind că va fi crucificat, i-a spus lui Petru, măi Petru, tu ai să mă trădezi. Deci, a fost Iisus Hristos un ghicitor sau un clar văzător? Nu, a fost un om care a avut o intuiție absolut extraordinară și o putere energetică extraordinară, de asta a dat orbilor vedere. Unde vreau să ajung? Deci, domnul Argeșan Mentoare, am tot respectul din lume, și eu personal nu credem că suntem nici vrăjitori, nici ghicitori, nu suntem la nivelul ăsta de jos al societății, nu vrem să facem decât bine, să elevăm conștiința umană, să vă aducem informații care poate să vă ajute, care poate să vă lumineze. Mulți dintre noastre sunt blocați, sunteți în situații disperate, de ani și ani de zile, nu sunteți cu partenerul ideal, aveți o problemă de sănătate, vă întrebați de unde mi se trag toate astea, care e cheia ca să pot să spar bariera. M-ați văzut recent la televizor, m-ați văzut, v-am arătat o grămadă de bijuterii, de tablouri, de case, au vreo valoare? Poate să aibă, poate să n-aibă, doar arată că, vorbeam în pauză cu domnul Argeșan, arată că noi putem obține orice pe pământ, indiferent că ne-am născut la Bistrița și că n-am apă cu găleata, nu mai contează. Indiferent că am fost săraci și n-am știut niciodată ce înseamnă să ai bani și puterea banului, dar dacă mintea noastră accesează o anume informație și știe să proiecteze în univers o anumită dorință, ceea ce mintea gândește se reflectă în realitatea fizică. Noi putem să fim fiecare din noi la fel de bogați. Eu asta am vrut să demonstrez. N-am vrut să impresionez, n-am vrut să supăr pe nimeni. Le împărțim dacă vreți, că toți n-au nicio valoare până la urmă. Valoarea este în noi. Bogăția mea, eu zic, este sufletul, gândurile care le-am pentru toată lumea din jur, încercările mele de a face bine, încercările mele de a scrie cărți despre bine, despre univers, asta e tot ce rămâne după mine, sunt copiii mei și aceste cărți pe care eu le-am scris, în rest, toate sunt fără valoare. Ce am vrut eu să vă arăt? Că orice fel de valoare materială, despre care mulți dintre dumneavoastră vă plângeți că nu le aveți, le puteți avea. Și vă pot demonstra cât de ușor este să le aveți. Bun. Am vorbit prea mult. Nu. Eu mă bucur. De obicei sunt obligat să vorbesc eu. Păi asta m-ați invitat, ca să vorbesc. Am încercat să răspund eu mai mult la întrebările lor. Și apropo de problema cu care se confundă și cu care ne confruntăm noi și mai ales țara asta, o să vedeți că dacă mergeți pe stradă, dacă mergem pe stradă, o să vedeți că oamenii sunt toți supărați, sunt încruntați, sunt nefericiți. Se simte, vibrația se simte. Problema este alta. Toată lumea așteaptă să vină cineva, să facă, să le facă ceva ca să fie fericiți. Înțeleg că fericirea este o stare de fapt, că la un moment dat alegi să fii fericit și odată alegând să fii fericit, tendezi către fericire. Când alegi să fii nefericit, ai să fii nefericit indiferent ce primești. Bun, mă interesează, am următoarea întrebare. Ce faci dacă ești, dacă gândești negativ și cum să faci să schimbi această gândire într-o gândire pozitivă? Pentru că problema este, da, știm, gândirea negativă ne duce la negativ.
Dar cum transform această gândire negativă într-o gândire pozitivă? Și culmea este că nu poate nimeni să-ți transforme gândirea decât tu. Nu poate să vină nimeni din afară să spună cum să gândești și cum să te transformi. De asta câteodată vezi părinți, copii și ei sunt atât de diferiți la modul la care proiectează universul lor, încât te întreb cum devin din aceeași familie. Sunt spirite diferite. Da, spirite diferite. Unde vreau să ajung? Mă amintesc că eram elevă la liceul, dacă nu mai știu liceu, știu că eram la Cluj, în clasa 11-a, și ne-a întrebat una din profesoare, cum vedeți fericirea? Și una din colegele mele a spus, eu sunt foarte fericită, doamna profesoare, dacă mănânc o prăjitură. S-a revoltat alta din colegii, nu, eu vreau să am avere, vreau să am un castel, vreau să mă căsătoresc, vreau... Și până la urmă am ajuns la concluzia după ani de zile că cea care a înțeles fenomenul de fericire este cea care îmi spunea că e fericită dacă celebrează secunda aia în care ea mănâncă o prăjitură sau ceva care îi face plăcere. Deci până la urmă fericirea este o stare de spirit. Și noi trecem prin viață, prin tot felul de probleme și le amplificăm în gândirea și le facem mai rele și mai urâte decât sunt ele. Când de fapt, dacă dumneavoastră hotărâți în sufletul dumneavoastră să fiți bucuroși cu ce aveți și cu ce se întâmplă și cum sunteți și să vă acceptați așa cum sunteți, ajungeți la starea asta de înțelepciune care spune, Doamne, dă-mi înțelepciunea să accept tot ce am și să accept ce nu pot să schimb și să fac pace cu ce pot să schimb și cu ce nu pot să schimb. Deci atât de simplu. Eu zic că dacă noi toți acum, în secunda asta, am trage așa o respirație adâncă și am hotărât să ne programăm că suntem fericiți, că suntem împreună, că vorbim, că cum să spun, că ne conectăm între noi, că suntem fericiți că suntem sănătoși, că suntem fericiți că avem niște planuri minunate, putem să schimbăm programul. E foarte interesant, noi suntem programați să murim, nu știu dacă v-ați gândit vreodată. Clar, suntem programați, suntem, de când ne naștem, ne știm că venim cu tot, cu o zi când venim și trebuie neapărat să plecăm din lumea asta fizică. Apropo de faptul că avem abilitatea să trecem de cranița asta fizică și să trecem, așa zis, într-o lume dincolo de cronologie. Noi venim cu ce se seamă Cronos, deci data de naștere, data cronologică și Kairos, care este energia, vibrația dumneavoastră poate să fie diferită de energia fizică cu care vă nașteți. V-ați gândit vreodată, vreți oameni ca mine care se apropie de 60 de ani, dar care copiii mei spun, mamă, tu ai energie mai mare ca noi toate trei adunate la un loc, care vine dintr-o componentă care se numește Kairos, vibrația energetică. Dacă vreți într-adevăr să fiți tineri și fericiți, vreți să vă proiectați această vibrație energetică, acest câmp astral, acest mod de a gândi, unde trebuie, la nivel cât mai superior. Și se poate, totul se poate, nimic nu este imposibil. Chiar să reprogramăm viața pe pământ într-un alt fel. Să nu mai credem că trebuie să murim la 70, 80, 100 de ani dacă suntem norocoși. Să credem că putem să iei sute de ani. Cum trăiesc copacii, simbolul cabalistic al vieții care trece peste sute de ani. Putem să ne programăm să fim mereu tine, să fim fericiți, să nu ne îmbolnăvim, să oprim, să știm cum să oprim fenomenul bătrâneții, fenomenul îmbătrânii. Totul se poate face, ne este totul accesibil. Dar din nou, totul aici la nivelul gândirii. Și de asta cred că domnul Ardușanu scrie cărți și eu încerc să scriu cărți, fac emisiuni de radio, vorbesc cu toată lumea de pe tot pământul, să încercăm să schimbăm ceva, să reprogramăm omenirea la un nivel superior al gândirii, că eu cred că noi trebuie să trăim viață mai lungă. Eu cred că femeile poate să aibă copii la 90 de ani. Cum spune și Biblia, s-a greșit că Abraham a avut copii la 800 de ani. Nu s-a greșit, așa era odată. Gândirea noastră, din nefericire, în ultimii 2000 de ani, n-a mers unde trebuia în sus, a mers în jos, că am intrat în era neagră, în era de low level of consciousness, nivel de jos al conștiinței umane. Și ne-am dus în jos, din nou ne vom ridica. 2012 este anul ăsta de turnură în care după am atins cel mai jos nivel, că mai rău de atât nu putem să fim. Că atâta ne urăm și ne omorâm și să moară capra vecinului și de ce el are și eu nu am, nu mai, mai rău de atât nu se poate. Dacă am ajuns să spună și România să ne împușcăm din drame și... Deci trebuie să se schimbe ceva fundamental și anul ăsta este un an de turnură.
în care, cum spun, se schimbă gândirea, trăim mai mult, trăim mai bine, facem toate descoperirile astea, ne acceptăm între noi așa cum suntem, ne iubim între noi și începem să credem că totul devine posibil. Și când începem să credem asta, se și manifestă în lumea fizică. Puțină lume știe că doamna Hara, în afară de ce ați văzut voi la televizor, faptul că le zice că Monica rămâne sau nu rămâne chinezul sau... asta face eu parte din... Eu nu cred pe chinezul ăla. Din păcate, știți, oamenii au nevoie de un spectacol și câteodată suntem nevoiți să dăm un spectacol pentru că așa ajungem la ei. Și nu e foarte drăguț, dar știi, între două orele trebuie să alegi un rău mai puțin rău. Ei, ce vreau să vă spun. Doamna Hara, și unul dintre motivele pentru care am invitat pe doamna Hara astăzi aici, este că doamna Hara a scris, doamna Hara este scriitor și numai că este un scriitor, este un scriitor care a editat milioane de exemplare în toată lumea, în nu știu câte țări, doamna. Deci cărțile mele s-au tradus din prima mea carte, acum 12 ani, în 18 limbi și de atunci am continuat să... Găsiți cărțile mele în Argentina, în Spania, în, peste tot, în Norvegia, în Danemarca, oriunde mergeți și întrebați de numele meu și o să găsiți cărțile mele. Eu am scris 6 cărți și am semnat pentru a 7-a mea carte. Și sunt foarte mândră, pentru că toate cărțile mele spun că m-am născut în Transilvania. De câte ori vorbesc la american de Transilvania, zice, Dracula, atâta știu ei de Transilvania. Asta este legătura care o fac eu cu Transilvania. Și eu încerc să le explic cine a fost Dracula și că era mai corect pe vremea lui decât este pe vremea noastră. Și încerc să le vorbesc despre tot ce am învățat eu trecând prin viața care am avut-o și tot ce cred eu că se întâmplă pe pământ. Și cumva s-a întâmplat că multe din lucrurile pe care eu le-am spus s-au întâmplat. Aici este și puterea gândului și puterea cuvântului. Puterea cuvântului este extraordinară. Și asta este ultima mea carte. Nu știu în ce măsură o să o găsiți aici, poate că nu se numește Unitatea Ființei, se referă foarte mult la 2012 și ce urmează în omenire. Și se referă la legătura care există între dumneavoastră, cei care au plecat din viața dumneavoastră, între fiecare celulă din corpul dumneavoastră, între felul în care gândiți, între emoțiile pe care le aveți, între emoțiile și toate reacțiile chimice care se produc în organism. Și știați că dacă sunteți supărat sau furios, se produce o substanță chimică în organism care poate genera cancer. Știați asta? Deci sunt multe lucruri. Omenirea trăiește, după părerea mea, ceea ce se numește un autoimmune disorder. La nivel colectiv. Ați auzit de bolile astea ca și lupus, da, toate bolile astea, diabet de tipul 1, Hashimoto disease, o boală a tiroidei, Cecilie, sunt multe boli, sunt foarte multe, scleroză, multe din ele, scleroză, toate sunt boli în care o parte a organismului dumneavoastră atacă cealaltă parte și nu o să credeți câți tineri au această boală, dar v-ați gândit vreodată de unde vine? De la, dacă vă uitați la omenire, ce face omenirea la ora asta? America atacă The Holy Land, Irakul. Irakul atacă Israelul. Noi ne atacăm între noi. Deci atâta timp cât o parte a omenirii atacă cealaltă parte a omenirii, noi suntem niște mici particule ale Universului. Dar noi reacționăm la fel, ne atacăm între noi. În momentul când colectiv nu o să ne mai atacăm între noi, o să încetăm să avem aceste boli care au ajuns la o epidemie incredibilă, vă spun din statistici. Oameni tineri care se plâng, au probleme cu tiroida la 20 ceva de ani, că au probleme cu diabet. Halle Berry, dacă ați auzit, are diabet. Președintele Kennedy a avut lupus. Deci oameni celebri care au fost bolnavi de aceste boli, care unii dintre voi poate le aveți și nici nu știți, dar vi se trag din probleme mentale, emoționale. Vi se trag de la faptul că a plecat iubitul, ați divorțat, nu se știe ce tragedie s-a mai întâmplat, v-a dat afară de la serviciu, nu aveți bani să plătiți. Deci toate aceste probleme care vă afectează emoțional produc aceste boli în care o parte a dumneavoastră atacă cealaltă parte, o celulă o omoară pe cealaltă. Că ăsta e și cancerul până la urmă. Și care e boala? Boala mileniumului este cancerul. Și de ce nu găsim soluție? Pentru că nu înțelegem cum funcționează această boală, de asta nu știm cum o să tratăm.
sau poate știm și nu vrem să o tratăm. Pentru că aici, industria americană, farmaceuticului, cum ne numim noi, ei sunt foarte fericiți că lumea are cancer, că așa fac ei banii ăia mulți, nu? Și cum își fac doctorii din America banii? Trimițându-te să iei medicamente, să crezi că ești bolnav. Vreau să nu credeți că sunteți bolnav. Să refuzați să credeți că sunteți bolnav. Să știți că vă puteți autovindeca. Că vindecarea este la nivelul spiritului dumneavoastră. Și să nu lăsați pe nimeni să vă programeze negativ. Niciodată. Indiferent că sunt oamenii pe care îi iubiți. Cei mai apropiați. Să știți că programarea vă face singur. Dați dreptate. Absolut, trebuie o programare pozitivă, cum spuneam. Când vă spune cineva aveți o problemă de sănătate, să refuzați, să o acceptați, că o puteți corecta dumneavoastră, dar să acceptați să vă lăsați neapărat suta. Ăsta e, cred că, motivul pentru că domnul Arneșanu nu este un doctor internist la care să vă duceți și să vă prescrie în 5 minute 10.000 de medicamente, dumneavoastră să le luați și să cauzați o altă boală fizică pe care nici nu aveați înainte, că toate medicamentele au efecte secundare. Deci unde vreau să ajung? Încercați să vă programați pozitiv, încercați să vă încărcați cu energie pozitivă. Știți că Sfântul Saint Germain a murit la 200 și ceva de ani mergând pe stradă cu mâinile sus? El a fost cel care vorbea despre violet, culoarea violet. Culoarea violet există aici, în vârful capului. Această culoare se asociază cu chakra, cum se spun, superioară, care absorbe energia din univers. Culoarea violet, știți la ce se folosește? Când dumneavoastră vă faceți un X-ray. Da, da. Când vă duceți să vedeți ce rău cu plămânii sau oriunde în organism, vă pune la un X-ray. X-ray-ul se face cu culoarea violet, care pătrunde în corpul nostru și detectează orice problemă care există. Sfântul Saint Germain a zis, eu absorb culoarea din cer. Și mergea cu mâinile așa. Cu mâinile sus în cer și a trăit atât de mult și a murit mergând așa, de fapt. La o vârstă incredibilă, își spune că nimeni nu trece de 126 de ani, și a murit absorbând, deci dacă nu aveți nevoie de energie cosmică, vă luați cu mâinile, că mâinile ia energie din univers. În palmă sunt 2800 de puncte, de centri nervoși din creier, sunt reprezentați în palmă, știați? Palma stângă ia energie, palma dreaptă la biserică, strângeți mâna cu dreapta și ieșiți din biserică și îl înjurați pe Nea Vasile că știți că a făcut el ceva rău în grădina vecinului, dar în biserică, în față la popă, ziceți, da, stați să ne dăm pace sau să facem pace. Deci trebuie să și faceți în acțiunile noastre ceea ce și gândiți. Deci cu mâna noi transferăm energie, fiți atenți cu cine dați mâna, totdeauna. Dar cu palma stângă trimitem energia înapoi. Vă gândește cineva rău? Cum i-o trimiți înapoi? Foarte simplu. Ridici palma stângă, nu te mai atinge nimeni. Corpul ăsta astral din jurul nostru este intangibil dacă știm să corelăm punctele energetice cu mâna. De ce când moare omul, îi acoperiți soare prețul? S-ați văzut vreun mort care nu este cu mine pe piept? Că eu n-am văzut. Dacă ați fost la vreo înmormântare, o să vedeți că închidem ochii și ia pune mâinile pe piept. Aici este centru energetic. Când luăm cu mâinile energie din cosmos, ea trece, vine, se centrează aici și iese în afară. Cu palma dreaptă, dar intră prin palma stângă. Hristos făcea minunile Lazarus cu mâna stângă. Aici, în centrul, dacă vreți să mă contraziceți, aici, deci, ca să putem să murim, ca să murim, trebuie să acoperim ce? Punctul solar. Aici este centrul. Când faceți reiki, cum funcționează energia noastră, muzica? De aici transferați, din centrul plexului solar, luați energia și o mutați în locul unde vă doare. Când vă îmbolnăviți, de ce credeți că vă îmbolnăviți? Unul din punctele dumneavoastră centrale pierde energia cosmică. Dacă pierdeți energie cosmică, să zicem, aici, în zona asta, aveți probleme cu gâtul, nu mai puteți respira. Dacă pierdeți energie cosmică în inima, în zona inimii, aveți probleme cu soția, cu soțul, probleme de casă, nu întâmplător, Bill Clinton s-a îmbolnăvit de inimă, nu atâtea probleme cu atâtea femei în jurul lui. Deci, trebuie să știți cum să folosiți energia asta cosmică, cum să o mutați, cum să o transferați. Oricând simțiți o mică durere, o mică slăbiciune, luați energia.
energia asta din univers, imaginați-vă razele astea care vin, lumina în jurul noastră, o să vă încărcați, să vă simțiți că întineriți și nu că îmbătrâniți. În fiecare zi vă uitați în oglindă, ce vă spuneți? Sunt mai tânără, sunt mai frumoasă, arăt mai bine, viața merge înainte, în loc să vă uitați să spunem, Doamne, dar ce cearcă ne-am dat celor. Nu, niciodată să nu faceți așa ceva, pentru că acceptați informația, puterea cuvântului, nu numai puterea minții, cuvântul, cuvântul este cel mai important, tot ce spuneți are valoare, are putere. Eu am ajuns în America, aveam $40 și mă gândeam, eu sunt mai deșteaptă ca ăștia toți americanii. Și am început să vreau să-i cucerez, să vreau să-l arăt eu că eu fac mai bine decât ei. Nu știu dacă am reușit, dar în orice caz, vă spun cu așa cu modestie și cu sinceritate că nu știu câți americani au scris atâtea cărți în limba lor cât am scris eu. Deci așa, ca să vă dau un exemplu. Sau la emisiunile de televiziune unde mă invită pe mine și nu pe americanilor. Deci se poate. Nu contează că te-ai născut în Ardeal sau la Bistrița. Sau oricare din asta, oriunde vreți să ajungeți, se poate. Că de asta sunteți aici să învățăm să facem orice din viața noastră. Sigur că noi putem să fim variante mici, să creăm un univers mic al nostru, să ne mulțumim că stăm într-o cămăruță și să spunem, eu sunt foarte fericit. Și asta este o variantă. Dar putem să creăm și un univers măreț, putem să vrem să avem un palat, că nu-i nimic rău cu asta. Ne-e frică să fim bogați, ne-e frică să fim puternici, ne-e frică să fim tineri pentru totdeauna. Frica. Ce omoară omenirea astăzi? Frica. Ne e frică de Dumnezeu că o să ne condamne dacă știm viitorul. Nu, că Dumnezeu este noi. Dumnezeu nu este un moșuleț cu barbă la care trebuie să te duci să te spovedești. Eu nu mă spovedesc, vă spun drept. Nu, că nu mă mai spovedesc, pentru că eu nu mai cred un popor aici. Nu mai cred în ei, vă spun onest de mult. Că nu mai pot să mai cred în ei, pentru că am zis, știi ceva, dacă mă cred în mine, este tot ce contează. Sigur că în asta puteți să mă judecați și minus să apară la ziar. Ce a spus doamna Ara, să nu credem pop. Păi asta e o blasfemie. Apoi asta dovedește că e o vrăjitoare, nu? Și pe asta mă cheamă, ați clasificat și nu mai vin 3 ani. Sau 5 ani până mă răzgândesc. Să nu mai vin niciodată. Sigur că glumim. Dar vă spun, adevărul este că biserica a devenit un instrument. Exact cum este și guvernul. Eu nu cred în președinte de stat. Nu cred în niciunul, că toți sunt numai după ei. Nu interesează decât averile lor. Nu vedeți ce se întâmplă. Asta e peste tot în lume. Dacă am avea un președinte de stat, cum este Buddha, care să fie bun și omenos și să aibă suflet pentru ei mulți, atunci, da, avem nevoie de lideri spirituali. O să apară, o să... Spirituali sunt oamenii care n-au atașament, la care nu le este frică, care au milă, compasiune, înțelegere, au suflet pentru cei mulți care au nevoie de ajutor. Sunt foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor. Și zic că dacă noi toți ne-am unit aici și ne conectăm cu tot universul și vrem să facem bine, am trăit în lumea utopică. Știți că lumea asta a fost inițial creată să fie minunată, să fie superbă, să fie lumea lui Dumnezeu. Dar noi am, cum să spun, am făcut-o mică, am creat o lume după reflexia fricii din noi. Și atunci ne mirăm de ce nu avem și ne mirăm de ce suntem săraci, ne mirăm de ce nu progresăm. Dar eu vreau să vă schimb gândurile, vreau să vă arăt cum am gândit eu. Nu știu dacă vreți să învățați de la mine, vreau să vă arăt ce mă supără pe mine, să văd dacă vă supără și pe dumneavoastră. Eu în viziunea mea am într-adevăr o lume mai bună. Eu văd un colaps monetar, vreau să-l vedeți și pe dumneavoastră, că lumea asta așa cum e construită pe bani la ora asta, nu o să meargă pe aia departe. Că e condusă de un grup de oameni care ne manipulează. Noi suntem niște manipulați, niște victime ale sistemului. Eu mă simt victima sistemului în America. Și nu pot să spun că am o viață extraordinară, dar sistemul te jupoaie din toate părțile. Băncile îți iau interese, statul vine și îți ia taxe, cred că și la dumneavoastră este la fel. Te pedepsește din orice și dacă nu ești vinovat. Și unde vreau să ajung? Nu mai putem continua așa. Omenirea vrea o schimbare, o schimbare majoră, să fim și toți liniștiți, bucuroși, fericiți. Eu mă amintesc în fiecare zi a vieții mele, bunica mea a trăit 102 ani, mama e 112 ani. Erau oameni de o pace extraordinară. Și vă dau un exemplu. A venit comuniștii la ea. Erau țărani care au muncit. Aveau pământ, aveau case,
Pe vremea aia nu erau conturi bancare, nu se știa să ai, ești bogat dar câți bani ai în bancă. Aia e iluzoriu câți bani ai în bancă, mâine s-ar putea să nu aibă nimeni nimic în bancă. Dacă stai să ne gândim, s-ar putea să cadă sateliții, ceea ce e mai mult ca sigur că o să se întâmple. Și atunci rămânem fără bani, banii în bancă sunt o iluzie. La bătrânii noștri, adevărata valoare erau păturile, ai pământ, ești bogat, ai case, ești bogat. Au intrat în curte și au luat tot. Și bunica a zis, luați fraților, ce mai vreți? Mai am ceva acasă, vreți să luați? Atitudinea asta foarte rar se întâlnește. Unde vreau să ajung este că bunicul meu i-a părut atât de rău, s-a supărat și a murit de supărare. Că el sărac a muncit și că cum l-au lăsat așa de amărât și a rămas fără tot ce a avut. Bunica a mai trăit încă vreo 50 de ani. Și la 100 de ani îmi spunea că ea se simte absolut extraordinar. N-am să spun, i-am dat telefon și eu spuneam, mamă, cum te simți? Dar eu mă simt extraordinar. Era o țărancă din Ardeal care vorbea așa cu orice. Eu mă simt super, dar nu pot să mă simt decât extraordinar. Atitudinea este asta care contează. Dacă ea mi-ar fi spus, a avut strocul, era singură. A stat vreo 3 zile pe jos și a revenit, n-a spus la nimeni nimic, n-avea telefon. Nici nu știa pe cine, n-aveau nici doctor. Deci iată că până la urmă starea de spirit, gândirea ta aplicată în acțiunile tale este cea care contează. Eu cred că am vorbit prea mult, v-am obosit. Să-i dau un pic voie și la domnul Artur. Eu sunt bun, dar e vreau să vă mărturisesc ceva așa. În prima... Eu n-am avut voie să citesc foarte multe cărți despre spiritualitate în ultimul timp. De ce? Și am întrebat bine mie, dar de ce n-am voie? Toată lumea citește, numai eu n-am voie. Îi zice, pentru că tu trebuie să vezi lumea prin filtrul tău, nu prin filtrul altuia. Bun. Și vreau să vă spun că eu n-am citit din Tainele Vieții și al Universului. N-am citit o grămadă de cărți pe care voi le-am citit. Eu a trebuit să scriu concluziile mele studiind o problemă de la A la Z. Bun. Ce trebuie la asta cu doamna Har? E foarte simplu. Pentru că, deși eu să știți că nu i-am citit cărțile, am fost obligat la un moment dat să mă conectez la subconștientul de grup feminin. Subconștient de grup feminin pe care am avut ocazia să văd cum se transformă. Cum se transformă gândirea la nivelul de subconștient de grup și nu raportat la poporul român, ci raportat la această planetă. Și vă dați seama că am fost destul de surprins, îmi dau seama, că doamna Hara a avut o mare contribuție la schimbarea modului de gândire al femeii. În ceea ce a scris. Întrebare. Cum vedeți femeia din punctul de vedere a unei femei? Eu sunt foarte fericită că sunt femeie, nu puteți să vă imaginați. Citeam cartea lui domnul Dragoș și la un moment dat vorbește de femeile care au făcut vreo greșeală părinții. Cine e de vină? Și Iisus le spunea, nu e nimeni de vină. Toate vin din memorii anterioare. Deci copilul acela care s-a născut mor aduce această experiență din viața anterioare. Mi s-a întâmplat de nenumărat ori să întâlnesc oameni care aveau probleme fizice. Și în momentul în care le-am spus ce li s-a întâmplat într-un alt timp, înainte de a veni în America cu 3 zile, am un băiat de 15 ani, care vine cu sora lui, care era mult mai mare, avea vreo 28 ani, și spune, doamna Hara, ajutați-l pe frățiorul meu, că este extraordinar de talentat, joacă tenis și trebuie să umple toată lumea, dar dacă se urcă în avion, îi se face atât de rău, ultimul drum în avion, tata a crezut că moare în avion. Și zic, hai să vedem ce putem face. Și am încercat o ședință de hipnoză în care acest copil și-a amintit că în viața lui anterioară era într-un avion și a descris cu exactitate și a știut numele la cei din avion cu care era, că era pilot, s-a descris pe el, a spus cum îl cheamă, ne-a explicat cine era în avion, cum avionul a căzut în apă, cum cei s-au lovit la cap, mi-a explicat cum... Și se vedea transformarea pe fața lui, cum își ținea mâinile pe volanul avionului, a fost absolut fascinant. Regret că n-am filmat așa ceva. Că este incredibil. Deci el înainte murise
într-un avion, cum a căzut avionul și zice, spunea, vreau să deschid ușa la avion și nu pot, și intră apa și vreau să mă salvez și vreau să trăiesc, dar nu pot. Deci a mintit cu exactitate până a avea acest efect emoțional asupra sufletului lui. Plângea la un moment dat pentru că trăia momentul morții lui într-un timp dinainte acestei vieți. L-a adus din nou ziua următoare la mine sora lui și mi-a spus, nu știu ce i s-a întâmplat la copilul ăsta, dar simt că e alt om, era mai deschis. Zic, crezi că ai să poți să zbori? Zice, da, de data asta cred că am să sun la avion și nu va mai fi frică niciodată, pentru că am adus la lumină ce mi s-a întâmplat mie și nu o să mi se mai întâmple. Deci aici vreau să ajung la puterea asta de a aduce la nivel cognitiv factorii inconștienți care blochează viața noastră. Care se manifestă ca formă de boală. Ce vreau să vă întreb, credeți că capacitățile paranormale, talentele oamenii, așa zis celor paranormali, se regăsesc în viețile trecute? Absolut. Eu amintesc multe vieți trecute ale mele, mă amintesc că eram cântăreață de operă. Și dacă mă puneți vă cânt operă, dar m-ați auzit cântând la televizor orice, dar nu operă, dar cânt operă cu câinele meu, care și el încearcă să cânte împreună cu mine. Deci asta mă amintesc cu exactitate, aveam vreo 16 ani și făceam lecții de operă cu Stella Simonetti. Și îmi puneam mereu pălăriuțe în cap și mă amintesc viața în care am trăit la Paris. Vorbesc franceză, dacă vreți puteți spune la orice încercare, exact cum vorbesc română. Pentru că și nu neapărat că am învățat atât de mult. Îmi vine tot așa dintr-o experiență anterioară. Cred că Mozart când a cântat la pian la 4 ani, pentru că în viața lui anterioară a cântat la pian. Deci memoriile sunt acolo. Îmi amintesc o viață în Egipt în care eram ceva bogătaș în Egipt. Aveam lăzi de bijuterii. Obsesia mea cu bijuteriile se atrage din viața de atunci. Sunt absolut sigură că dacă dumneavoastră v-ați gândit ce am fost eu înainte sau de unde sunt ce sunt astăzi, suntem o reflecție a ce am fost totdeauna și vom continua să fim. În alte timpuri, în alte vieți, ducem cu noi. Deci eu am fost clarvăzător, adică eu nu știu dacă clarvăzător este termenul pe care eu l-aș, pentru că eu cred că sunt multe lucruri dincolo de a fi clarvăzător, pentru că eu numai că am o viziune a ceva, eu încerc să o înțeleg, încerc să o interpretez. Am fost fascinată de cum funcționează creierul uman și m-am dus și eu în America și mi-am luat la nu cea mai scumpă facultate, un doctorat în psihologie, ca să învăț să înțeleg manifestările umane, să înțeleg de unde vine adicția, să înțeleg cum să ajut oamenii să se poată controla, să poată să treacă de toate aceste obsesii mentale, pentru că vă spun, sunt oameni atât de tulburați mental, de nu pot ferească Dumnezeu să ajungă unul ăsta să ajungă președinte undeva, un tulburat din ăsta, vă dați seama cum se tulbură o omenire întreagă. Dar sunt și manifestările astea sunt foarte greu de evaluat. Vezi oameni care par cel mai normal, dar la o analiză mai profundă au duble personalități, au diferite probleme pe care ei nu știu să-i le identifice, dar le duc cu ei în relațiile următoare. Să fiți foarte atenți la relațiile care aveți cu cei din jur, pentru că cine vine în viața noastră, dumneavoastră atrageți, oricine vine. Și eu am atras o oață în viața mea care mi-a furat casa, deci eu am atras-o, nu pot să o judec pe ea atât de mult. Dar vreau să vă spun, asta atrageți în viața noastră, de la copiii pe care aveți până la soț, până la părinți, până la prieteni, o reflecție a ceea ce dumneavoastră trebuie să procesați, ceva rămas încă neînțeles sau ceva care, pe care trebuie să lucrați, ceva care sunt problemele noastre majore. V-ați gândit vreodată la chestia asta? Este foarte, foarte important să vă dați seama cine sunteți, mai ales prin cei din jur. Problemele celor din jur, de fapt, sunt reflecțiile propriilor noastre lecții de viață. Absolut. Doamna, revenind un pic la relația femeie-bărbat, constat că tot mai mult... Vreau să mă aduce asta. Eu sper să trece prin foarte multe viață. Eu glumesc, vreau să mă dați seama că eu glumesc. Și observ că îmbrăcăm și noi forma occidentală în care familia se cam destramă, oamenii trăiesc singuri ca indivizi, eventual fac copii pe care cresc tot singuri.
cu ajutor, fără ajutor. Ceva de genul, tu acasă, ea acasă, copilul la unul dintre ei, ne vedem sâmbătă, duminica, eventual facem sexul de sâmbătă. Da, cum vedeți? Deci, nu, asta e, se muncește atâta încât nu mai avem decât vineri seara. Sau sâmbătă, că sâmbătăm deja, că se pregătesc pentru săptămâna tale. Ideea este, cum vedeți noastră, mă refer la capacitățile noastre, problema familiei viitor. Eu cred că dacă omenirea trece peste această mare încercare, care este globală la nivelul conștiinței colective, să ne dăm seama că trebuie o mutație majoră în felul în care noi împreună vedem lumea, societatea, și să nu lăsăm aspectele astea de sistem să distrugă viața noastră. Noi suntem foarte afectați de probleme materiale. Dacă vezi în familie, de ce se ceartă soțul și soția? Că nu au bani, sau că nu are mai mult, sau că nu au ce le trebuie. Deci factorul ăsta material au zdruncinat nucleul familiei și s-au reflectat negativ în viața copiilor. Că până la urmă cine suferă? Copiii. La orice colț este, că mă uit la noastră, un caz care eu l-am anticipat la începutul 2009. Celebra căsătorie columbeanu cu, cum o cheamă, Monica, da? N-am suit că stăteam aici pe scaun la Pro TV și mă uitam la ea și mă gândeam și îmi spunea cât e de fericită în căsătoria ei și că are omul ideal și mă gândeam, da. Zic, sigur, e perfect, exact așa este Monica, cum spui tu. Și, dar ce vedeți, mă întreabă Măruță? Mai bine nu mă întreba. Și zic, păi ce să văd? Zic, eu văd un divorț, că o să se divorțeze și... Se pute, asta nu știți, că nu erați acolo, ați văzut numai bă, ce s-a tăiat filmulețele, s-au ciupit, s-au lipit, sau... Să vedeți ce vor ei să vedeți, nu ce s-a întâmplat, se scoală și zice, acum vă permiteți dumneavoastră să mă jigniți. Eu vă dau un judecat. Zic, că oia, eu sunt cetățean american, nu o să-ți fie prea ușor, dar pot să încerc. Și a plecat din studio cu fanfara, s-a dus și a luat Bentley și a plecat. Ăștia de la ProTV erau disperați. Vrea să termine emisiunea, au fugit după ea. Am stat vreo 3 ore în platou să vină înapoi. A venit așa și a zis, ok, poate mă răzgândesc să nu vă dau judecată. Zic, păi, aș cum crezi tu, draga mea? Zic, cum te duce pe tine Mintiuca? Da, așa o să fie. Și... a zis, păi, totuși, de ce considerați că o să fac un divorț? Zic, măi, atât de simplu, la mintea cocoșului, nu trebuie să fii foarte vizionar ca să văd chestia asta. Și aici vreau să spun, cine suferă? Copilașul ăla mic, cine suferă? Nu? Deci, dacă te căsătorești pentru că vrei să ai o viață bună, dacă te căsătorești și condiționezi căsătoria, să nu te întreb de ce se întâmplă un divorț. Să nu te întreb de ce vii după 10 ani și spui, bă, dar nu-l iubesc pe ăsta, mă, să scap o dată de... N-am spus, credeți că era una care s-a... Ați auzit de produsul Alma Sini, a lansat-o pe Barbara Streisand. Și vine o fată foarte frumoasă la mine și spune, vreau să mă căsătoresc cu Alma Sini. Și zic, dacă vrei să poate întâmpla, chiar, știi câți bani are? Mă gândeam, e clar ce o să întâmplă aici, dar mea nu merge mai departe. Și se căsătorește cu Alma Sini. Zic, o să-ți dea Alma Sini, zic, cel mai spectaculos diamond. Și într-adevăr i-a luat un inel de 10 milioane de dolari. Ei sunt cei care au făcut filmul Baywatch. Ați auzit de Baywatch? Da. Ei au produs filmul Baywatch. Și dacă mergeți la un moment dat la cartea mea, Karma de fiecare zi, o să vedeți un comentariu care vine de la ei, care mă ridică pe mine, să nu știu de ce, că pe la urmă s-au despărțit. Ceea ce era de ușor de anticipat că vreau să se despartă, el era cu 30 de ani mai mare, i-a construit un palat în Hawaii, un palat, nu pot să vă spun, am poze de la așa, mulțumiri că exact așa s-a întâmplat, cum am spus eu, după 6 ani vine, a fost un infern, am fugit de acolo, n-am luat nimic, spunea, n-am luat nimic, zic, vezi, dacă tu te-ai căsătorit, pentru că tu ai vrut casa aia, tu n-ai vrut iubirea, n-ai vrut un soț care să s-a îndrăgostit de una de la Baywatch. Ce s-a întâmplat? Karma care s-a creat, noi plătim pentru karmele noastre, nu? Ăla nu s-a mai îndrăgostit de ea la tânăr. Ea iubea pe la tânăr, ăla tânăr nu vroia pe ea. Ăla săracul mai în vârstă, care între timp făcuse infarct produselor Masini, plângea după ea, a spus că îi dă și casa, tot, i-a fugit numai cu diamantul, cu inelul, atâta, nimic altceva. Dar unde vreau să ajung? Să nu ne căsătorim sau să nu facem lucruri condiționat. Noi condiționăm, spunem, o să fiu fericit dacă am o casă, o să fiu fericit dacă
mai construiesc o casă sau... Nu. Trebuie să nu condiționăm motivul căsătoriei, să, din iubire, să vină așa, să vă vină în asta din suflet să credeți că omul acela este într-adevăr omul pentru care vreți să, să vă dedicați viața, să construiți împreună. Deci, până la urmă, motivația este totul care, care instalează starea asta de bine și instalează starea de fericire. Din nou, nu condiționați niciuna din actele dumneavoastră. Luați-le așa cum vin și încercați să le, le detașați de condiție, pentru că tot ce vedeți pe media și pe televizor și cazurile celebre și viața vedetelor, care nu-i deloc strălucitoare, printre altele, așa cum credem noi că e fastul ăla și rochile și casele, dar nu știți ce se ascunde dincolo de această fațadă extraordinară. Dar până la urmă, lecția care este, lecția fericirii este să o faceți necondiționat. Să vă iubiți copiii necondiționat, așa cum sunt ei. Să nu-i condiționați să facă ce vreți dumneavoastră, dar să-i ghidați fără să le impuneți nimica. Să iubiți așa cum sunt, să luați pe soțul așa cum este el și să stați alături de el până în ultima secundă, chiar dacă la un moment dat nu mai produce banii care vezi și a trebuit să-l aruncăm că nu mai e bun sau, mă rog, are probleme de prostată sau whatever problems mai cam între timp și în sfârșit. Adică, unde ajunge mai glumit, dar esența este extraordinar de puternică. Trebuie să facem toate acțiunile din viața noastră în așa fel să nu creăm nicio karmă negativă și să nu condiționăm nimic și să le luăm toate cu ușurință, cu răbdare și cu înțelepciune. Da. Vă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră sunteți my boss, eu sunt subaltern aici. Acum, vreau să vă spun că de-a lungul... Ce anume? Poate mă mai ridicați câteodată. Da, stați, nu, da, vreți să stau așa? Sunt drăguța? Mai fac așa, mai întineresc puțin. De-a lungul istoriei și în tot ce ține de, de lumea noastră, e un personaj care pe mine m-a interesat foarte mult. Pot să spun că nu foarte mândru că l-am interpretat și eu de câteva ori, dar care, despre care nu se vorbește foarte mult, dar apare întotdeauna în literatură și în viața de zi cu zi. Și anume, și care nu este foarte băgat în seamă, da? Să dea și mă gândesc dacă este întâmplător că există. Doamna nu știe despre ce e vorba. Tot aștepte. Există, e prezent în viața noastră, dar pe mine mă interesează pe mama fiind și psihologul, da? Ce importanță are și ce sens are în evoluția noastră, personală, amantul și amanta? Da. Aici revenim la altceva. Deci, când noi nu suntem împliniți într-o relație pentru că am condiționat relația de altceva. Deci, exact cum s-a zis, eu indirect v-am răspuns înainte, fără să... această fată care s-a căsătorit cu Masini, fiind un om mult mai bătrân, el având un infarct, sigur că la un moment dat, ea fiind o femeie splendidă, tânără, a avut și ea nevoie să aibă pe cineva în viața ei care era un om de vârsta ei. Nu? Și s-a îndrăgostit de unul din băieții de la Baywatch, care erau frumoși, nu știu dacă vă amintiți serialul, vă amintiți? Vai, dar ce frumoși erau! Și... Nu, nu mă refer la mine, nu. Zic așa, în general. Dar, nu, glumind, dar era într-adevăr și ea a avut această atracție fizică față de această persoană. Asta s-a întâmplat pentru că ea s-a căsătorit cu o persoană dintr-un motiv. Ea a motivat această experiență și s-a transformat într-un lucru negativ, exact ca și la Monica Columbeanu. Ne-am căsătorit să stăm la vila nu știu care, să avem casele alea, să avem Hermes bag, să avem... nu, adică am condiționat pentru o anumită situație. Pentru că e greu să cred că un om la 20 de ani nu poate fi atât de îndrăgostit de un om care poate să fie tată sau bunic, sau este mai greu de că lucrurile au firesc a lor, un mers al lucrurilor. Eu nu condamn și nu admit că s-ar fi putut să fie o karmă, dar e greu de crezut că diferențele astea mari de vârstă poate să reziste prea mult în timp. Că la un moment dat era Dichi Seanu, când eram eu tânără, mă amintesc că se căsătorise cu Simona.
care Simona, parcă acum îl văd pe Dichisan, eram într-un turneu, avea vreo 18 ani, Dichisan nu știu cât avea, vreo 50 sau așa, și o cerea de nevastă la părinți pe nu știu pe unde, în care oraș. Deci eu am zis, da, ok, pot să reziste un timp, dar la un moment dat se creează o animozitate și unul dintre ei își va găsi un amant, pentru că își va găsi altă iubire, nu se știe, dar măcar își va găsi această, cum să spun, împlinire, măcar la un nivel sexual. Că și sexualitatea are, deși în asta spuneți că femeie ca mine n-au nevoie, așa ziceți. Dar vă contrazic, Da, aici vreau să ajung. Deci rolul amantului este să suplinească ceea ce nu avem în viața noastră privată. De multe ori am cazuri în care vin la mine paciente, spuneam, Doamnă, știți că soțul meu, nu mai avem nimic împreună. Zic, știu că și eu nu mai am soț acum, înțeleg prin ce treci tu și... Deci eu înțeleg, eu la mine se întâmplă toate ca să înțeleg ce se întâmplă și viața dumneavoastră. Dar unde vreau să ajung? Energia asta sexuală are și el, și ea rolul ei și este suplimentată de cineva din afară. Eu nu cred în astea pentru că creează complicații karmice. Trebuie să vă gândiți foarte bine când intrați într-o situație din asta. Am avut și ușor cel la radio în care spuneam, vă rog din suflet, nu vă băgați cu șeful de la servici, că ăla e însurat, mai are vreo 3 copii, o să vă simțiți frustrată mai devreme sau mai târziu. Nu o să vă fie bine, este inevitabil, o să vă simțiți nu în prima linie, femeia vrea să fie totdeauna în față, nu o să simțiți că sunteți vioara a doua, o să vă certați, o să vă dea afară de la servici dacă vorbiți ceva. Deci n-are cum să vreți serviciu, ori serviciu, ori bossul. Mai găsiți-vă măcar altul de la benzinărie, din alte părți, nu că ne găsim pe așa, dacă chiar vrem neapărat să avem pe așa. Din nou glumim, dar în orice caz, adevărul este că eu nu recomand încurcăturile karmice. Nu vă puteți imagina cât se complică, nu vă puteți imagina ce drame. Că și drama asta care arată televiziunea, că el a împușcat, n-a fost chiar așa de simplu cum crede noi. Noi ce vedem? Finalitatea. S-a luat un pistol și s-a omorât cineva în cap. Dar ce s-a întâmplat? Care a fost firul problemei? Care a fost încurcăturile emoționale, psihologice? Nu le discută nimeni la televizor. Noi suntem atrași de drame. Și mai ales în România. În România, dacă citești articolele, eu citesc americanul acum, trăind atâția ani și iau așa și văd numai bombe, totul trebuie să fie bombastic, trebuie să fie așa, să sune, să aibă un, cum să spun, un senzaționalism în el. Dar nu se studiază ce-i dincolo de senzaționalismul ăsta și ce a generat senzaționalismul. Că puțină, cum să spun, analiză psihologică a fiecărui caz ne folosește, că ne face să ne dăm seama de ce se întâmplă dramele astea. De exemplu, în America, de-a rândul copiii, spun eu, tineret, adolescenți, se duc în facultăți, nu știu dacă ați văzut și la noastră, trebuie să fie și la noastră, să anunțe cazuri nenumărate de crime în ultimii ani. În ultimii ani aș putea, chiar în ultimii 12-13 ani, frecvente cazuri de tineri care iau arme și omoară colegii de școală, profesorii. O fac asta în primul rând pentru că adolescența vine împreună cu impostura. Ei nu știu ce înseamnă moarte. La 14-15 ani nu înțelegi că mor, că nu înțelegi nimic. Atunci vrei să fii tu și crezi că ești extraordinar dacă iei o armă și împuși pe cineva. Ți se pare așa un gest fenomenal, fără să înțelegi consecințele karmice, că nimic nu-i mai rău decât să faci o crimă. Și o crimă înseamnă și să furi pe cineva, o crimă înseamnă să iei soțul altcuia. După mine este o mare greșeală karmică. Deci nu vrem să facem greșelile astea karmice. Dar, by the way, toți copiii născuți din 86 până 93 au o configurație astrologică a planetei Pluto, planeta destructivă, care îi face să fie așa, să născuți cu această energie. Am făcut niște calcule la sute de indivizi care au făcut crimele astea și am ajuns la o concluzie care pe mine m-a fascinat, care vine de undeva din univers, că și planetele astea și felul în care planetele astea influențează energiile astea, viața pe Pământ, ne influențează comportamentul. N-am să uit, trebuie să vorbeam că sfârșitul lumii este în anul 2000 din cauza planetei Pluto. Știți că planeta Pluto s-a descoperit în 1933. Planetă destructivă. Știți ce s-a întâmplat când am descoperit Pluto în 1933?
Trei zile mai târziu aveam bombă atomică. Deci planeta asta ne-a adus în viața noastră o energie destructivă. În 1847 am descoperit planeta Neptun. Ce s-a întâmplat după asta? S-a născut Freud, care a descoperit prima dată că noi avem subconștient, că noi avem, noi trebuie studiați din punct și analizați din punct de vedere psihologic, că s-a născut psihiatria. Înainte de a descoperi planeta Neptun, habar n-aveam că noi avem probleme psihologice. Murea Badea Ion la țară și nu știa nimeni că avea probleme cu capul. Dar ce probleme cu capul nu știa nimeni, nu? Deci iată că fiecare planetă, dar să știți că în sistemul solar a apărut o nouă planetă care de fapt a salvat viața pe Pământ, a anihilat energia negativă a lui Pluto, de asta noi n-am aruncat bomba atomică. Dar vreau să spun că nici noi s-o mai aruncăm. Pentru că această energie care a intrat în sistemul solar a anihilat. Multă lume spune, aolo, dar cum să fie război mondial și o să aruncăm cu bombe și o să se distrugă omenea. Asta nu se mai întâmplă. Dacă ați avut vreodată vreo frică de asta, nu se întâmplă numai din cauză că această nouă planetă de care eu vorbesc în cartea mea, apărută acum 12 ani, înainte să se fi descoperit planeta, chiar îi dau și numele. Și eu mă întreb de undeva, de unde vin astea. Că informațiile astea vin de undeva. Că vin de din univers, că le prind eu cumva, știți că mi-am făcut la cap o topografie de asta. Și stăteam la neurolog și spunea, doamne dragă, dumneata ai pe cap ceva care nu știu ce e, dacă dumneata nu știu de unde să știu. Și sunt niște puncte de astea luminoase acolo în capul dumitale, dar să le lăsăm în pace, că n-avem ce să le facem, trăim cu ele. A, zic, dacă ai știut, dumneata, ce fac eu punctele astea luminoase pentru mine? A, să vă spun și pe asta ca să râdeți. Mă duc în Canada anul trecut și există un aparat care măsoară energia. Ați auzit de el? Și îmi pune și mie electrozi din ăștia, mă leagă la cap, mă leagă la picioare. Aveam niște pantaloni, deci nimeni n-avea să observe exact ce aici la picioarele mele, nimic. M-a legat la mâini, la picioare și îmi spune nivelul colesterolului, îmi spune cum stau, care e starea generală de sănătate. Și mă ia așa pe toate părțile, mă învârte, așa, și la sfârșit trebuia să spună nivelul energetic. Deci fiecare un anume nivel energetic. Și tot era făcut pe computer. Ați avut vreunii din voi această experiență? Da. Și așa, și se blochează computerul și se face roșu. Și apare alien. Erau încă niște oameni pe acolo care s-au speriat și observat ciudat la mine. Am zis, nu de mine e vorba. Și spune, această persoană s-a născut cu un semn pe piciorul stâng. Ia uitați-vă, dar n-avea de unde să știe că eu am un semn din naștere pe piciorul stâng. Că, mă rog, calculatorul ăla de unde se știe că eu aveam pantalonii lungi și se legaseră electrozii peste pantalon. Deci este ceva, eu, dacă credeți că sunt elie, nu mă supăr, da? Eu zic că sunt o femeie obișnuită ca și dumneavoastră, dar că, într-adevăr, energetic, probabil că am o altă frecvență. O frecvență pe care computerul respectiv, neputând-o detecta, m-a aruncat deja în spațiu, fă pasta alien și hai să terminăm povestea. Da, asta mi s-a întâmplat. Deci unde vreau să ajung? Că informațiile, că trec și așa de la una la alta, că să ne mai și distrăm, să mai și învățăm câte ceva. Deci informațiile astea vin de la nivelul la care noi, ca forme energetice, vibrăm. Știați că molecula vibrează la diferite frecvențe. Unii dintre noi avem o frecvență mai mare, alții o frecvență mai lentă. Asta ne deosebește în felul în care percepem viața. Unii dintre noi percepem lucrurile mai lent, alții le percepem, alții avem o viteză mai mare de a ne mișca în timpul fizic. De asta vă explicam că există diferite vârste sau unii arătăm într-un fel la o anumită vârstă și cum să spun, colegii noștri de școală arată cu totul altfel sau se comportă sau altă energie. Deci totul este la nivel de frecvență. Dacă vreți să vă simțiți bine, dacă vreți să lucrați pe dumneavoastră, este să lucrați la nivel de frecvențe. Frecvențele astea la care funcționați, să încercați să vi le controlați, să vi le întăriți, să vi le corectați. Ca, știți cum puteți să lucrați foarte mult pe frecvențe? Starea este extraordinar de puternică, știți și dumneavoastră.
Eu câteodată, mai ales după o zi întreagă în care vorbesc cu tot felul de oameni, iau așa un pumn de sare în mână și pur și simplu îl arunc în jurul meu, pentru că noi n-am avea lumina aici dacă n-ar fi sarea. Că Edison a descoperit lumina datorită sării. Deci sarea este mineralul noastră. Când plângeți, v-ați pus degetul să gustați o lacrimă cât de sare. Dacă mâncați, mâncarea n-are sare. Cutie de rac, nu are niciun gust. Sângele e plin de sare. Noi suntem forme electrice. Ați pus mâna pe ușă și ați simțit că, oh my God, de aceea, parcă un curent electric. Deci, sarea este elementul care anihilează vibrațiile negative, crește rata frecvențelor și vă recomand în fiecare zi, băi cu sare, sare obișnuită, nu vă mai îmbolnăviți atât de rău, știți că în momentul în care se produce, vă tăiați, nu? Puneți sare, s-a oprit sângele. Aveți o inflamație în corp, folosiți-vă de sare ca să inflamă. Când îmbătrânim, ce se întâmplă? Încheieturile încep să ne mai doară, avem inflamații pe aici, pe acolo și toate inflamațiile pot să genereze probleme grave. Deci nu uitați de sare să o folosiți în orice secundă, mai ales când strângeți mâna cu cineva care are vibrație joasă, a căror gânduri sunt negative. Suntem, cum să spun, invadați de oameni care au vibrații foarte negative. Și cum le anihelăm? Cu ajutorul sării și cu ajutorul mâinii stângi, în care trimitem înapoi orice frecvență și nu o lăsăm să intre în corpul astral. Corpul ăsta astral, apropo de dumneavoastră, l-ați măsurat cu mii de ani și ați spus, eu zic și noastră, și bărbații, aveți tot un corp astral, până la urmă, care poate fi fie transformat, fie înlărgit. V-ați căutat vreodată să vă măriți corpul astral cu... Nu v-ați gândit. Deci, știi ce place că este sincer? Adică, da. V-ați gândit vreodată cum să lucrați cu corpul ăsta astral? Deci, în jurul dumneavoastră, ați auzit de cuvântul ghost, că dumneavoastră vorbiți de ghost. Deci, zice că noi nu mai suntem în corpul fizic. Dar umbra noastră există. Deci noi când ieșim, materia asta se duce, noi suntem făcuți din nimic. Suntem apă, 80%, oxigen, nitrogen, hidrogen, suntem gaz. Gaz și suntem o mică moleculă de carbon. Mică, mică, care e elementul solid din corpul fizic. De-aia noi când murim, ce rămâne din noi? O mână de cenușă, nimic nu rămâne din noi. Ăla-i carbonul, că restul s-a volatilizat tot. Dar ce suntem noi, de fapt, dacă te uiți la un morb, nu mai e nimeni acolo, nu? De-aia ne ducem la cimitire, facem pomeni, dar acolo nu-i nimeni. Dar noi ne ducem, că așa e tradiția. Dar sufletele, deci energia care numim noi suflet, păstrează acest corp astral, dar corpul fizic nu mai există. Ce este fascinant, că de multe ori, multe suflete care nu se ridică, rămân la nivelul ăsta de jos, în forma asta unor umbre. Ați văzut vreodată vreun gos, vreo umbră? Vi s-a părut vreodată că vedeți pe cineva care arată ca așa, ca o, cum să vă spun, parcă este o fantomă. Deci, noi trebuie să lucrăm cu corpul ăsta astral. Cum lucrați? Vă imaginați că în jurul dumneavoastră este ca așa o lumină și încercați să vizualizați creșterea acestei lumini. Deci lumina la mine, să zicem că este aici, ea ajunge până la rândul 1, trece de sală, se duce dincolo de intercontinental, ajunge la ProTV, iese, se duce în Ardeal, din Ardeal traversează oceanul, ajunge în casa mea din Florida și de acolo plecă mai departe spre Hawaii. Deci ce încercăm? Să conectăm energia asta la energia universală cu ajutorul gândirii. Noi suntem atât de puternici la nivelul minții, păcat că folosim numai 3-7% din creier. Dacă am folosit, cred că 25%, știți ce am face noi acum împreună? Am zice, mai să mutăm sala asta la Intercontinental în Florida, dacă e mai cald. Și așa, într-o secundă, am zburat acolo. Dar noi nu știm, nu suntem încă destul de evoluați să folosim capacitățile cu care noi ne-am născut. Noi ne bazăm pe computer, mâine moare computerul, nu mai aveți contul, nu mai aveți celulare, nu mai aveți nimica. Deci trebuie să ne și pregătim un pic pentru asta. Dar să revenim. Deci, câmpul nostru astral trebuie să fie foarte curat. În câmpul astral, când a produs o impuritate, astralul pătrunde în fizic și s-a creat boala. Când s-a creat boala, duce la tot felul de imbalanțe. Și de acolo ni se trage deteriorarea formei fizice. Deci dacă noi tot timpul ținem câmpul astral luminos și curat, nu
noi trăim viață foarte, foarte lungă și ne putem menține intact și într-o stare bine de sănătate. Asta e mai important decât cât vă mărește salariul. Este mai important decât dacă vine basul sau nu. Este mai important decât să facem atâtea alte lucruri mici și minore. Primul rând suntem noi. Noi suntem primul lucru de care trebuie să avem grijă. Și primul lucru când poți să trebuie să fie luminos. Cu ce luminați? Cu sare, cu apă. De ce? Ce este botezul? E purificarea. Și ce se purifică? De ce nu ne botezăm la picioare, Domnul? V-ați gândit vreau? Aici ne botezăm unde sunt memoriile. Atunci am cumulat noi, de-a lungul timpului. Aici venim copii, nici trebuie botezați imediat, pentru că noi aducem memoriile anterioare. Purificând memoriile, putem să trăim în viața asta. Se spune, de ce mor atâția copii mici? Pentru că sau n-au fost purificați, sau memoriile cu care au venit le-a dat posibilitatea să trăiască în viața asta, sau mor încă înainte de a se naște, sau mor chiar la naștere. Deci iată, trec de la una la alta, dar câmpul astral trebuie purificat. Și vă rog în fiecare zi să vă gândiți cum sunteți tot mai puternici și tot mai luminoși. Nu vă îmbolnăviți niciodată, vă garantez. Puteți lucra ca mine 24 ore, a venit marți, am făcut 10 emisiuni de televiziune, vă vorbesc aici 20 de ore non-stop și după aia vă mai duplez 20 de ore și mă duc în avion și filmez la New York pentru că filmez un reality show încă 20 de ore. Și o să zice, dar cum se poate? Pentru că la câmpul ăsta astral este așa curat și minunat, totul se poate. Că de asta sunt aici, să vedeți că totul se poate și să învățăm împreună cum să fim mai sănătoși și mai fericiți, să nu ne fie frică, să nu ne temem de nimeni, nici de Băsescu, nici de securiști, mai sunt pești securiști, mai aveți? Sau a dispărut, Cum? Cu mintea. Sarea este elementul fizic, ca electric, elementul, cum se spun, vibrațional. Iar gândirea este elementul care purifică acest câmp astral, creindu-vă protecția. Cu cât se spune că Hristos avea un câmp astral atât de uriaș, încât unde se ducea el și nu mă pășea, se vindeca pe raze uriașe, tot ce era în jur, vindeca oamenii de ce? De faptul că cei din jur n-aveau un câmp astral atât de puternic să fie sănătoși. Deci eu mă uit la voi și știu fiecare ce câmp astral are. Pot să vă iau așa și dintr-o dată vă spun unde sunteți. Dar în același timp, imediat, vă trimit energie ca să reușiți să vă întăriți această frecvență care este cine sunteți dumneavoastră. Noastră nu sunteți ce apăreți să fiți, sunteți mult mai mult. Și nu vă accesați puterea. Și nu vă folosiți câmpul ăsta cum a trebuit. Dar de asta trebuie să învățăm și trebuie să schimbăm. Și cred că de asta vine un timp acum în care revizităm toate științele astea antice, le aducem toate într-o formă nouă, ca să putem să progresăm, că altfel ne blocăm aici. Și când se fac predicții de mii de ani, ele se fac cu un scop. Predicțiile sunt să previi. S-a spus, vine sfârșitul lumii. Noi în loc să ne gândim, dar cum putem să prevenim asta? Noi ne-am speriat și am zis, ok, sfârșitul lumii, ne pregătim, ne facem cruce, ce gata, s-a terminat cu noi, murim toți. Nu se termină nimic, nu vine niciun sfârșit al lumii, decât dacă noi vrem să vină sfârșitul lumii. Dar noi nu vrem să se întâmple asta. Deci noi putem să schimbăm o predicție care vine. A vorbit Biblia de Apocalips, n-a venit încă Apocalipsul și noi putem să-l oprim sau să-l decalăm în timp ca să nu se întâmple. Deci noi suntem atât de puternici. Dar puterea noastră este în câmpul astral și în nivelul de frecvență. Iar noastră sunteți aici să plecați cu gândul că aveți un câmp mult mai puternic, că sunteți mult mai sănătoși, că sunteți mult mai luminați în credința dumneavoastră. Și poate n-ați crezut niciodată că o ședință de asta vine de la una din Ardeal, din Bistrița, care a ajuns prin America, nu v-ați gândit niciodată. Dar tot e să mă priviți ca cineva care vă iubește. Eu vă iubesc pe dumneavoastră la fel. Și orice pot să fac pentru dumneavoastră, fac din toată inima mea. Asta vreau să înțeleg, că de asta sunt eu aici. Și am să mai vin. Dacă mă iubiți și dumneavoastră, dați-mi posibilitatea să vă iubesc încă de 10 ori mai mult, ca să pot să vin și să puteți să vedeți o diferență în viața dumneavoastră. Pentru că totul este la nivelul cum gândiți, cum funcționați și orice vreți se poate realiza. Credeți-mă, absolut orice. Eu vreau să fiu un exemplu. Un exemplu că totul se poate.
Mai aveți întrebări? Să stau jos? Se vorbește foarte mult de atingerea stării de perfecțiune, de faptul că fiecare spirit, până la urmă, trebuie să întoarcă la Dumnezeu. Și întrebarea este, se poate atinge starea de perfecțiune, starea de îndumnezeire? La femeia, bărbatul, putem să vorbim despre amândoi. Fără a fi în cuplu, adică în singurătate? Sigur că da. Păi dacă stați să vă gândiți la mari profeți, dacă stați să vă gândiți la Iisus, dacă vă gândiți la Buddha, dacă vă gândiți la Dalai Lama, care au trăit în însingurarea lor și au fost atât de fericiți și bucuroși că ei au omenire. Se spune că oamenii care au trăit cele 9 vieți, nu? Și ajunge la, nu la 10-a viață, că asta nu există, ci la cea a 11-a. Interesant este că foarte mulți din liderii spirituale al lumii au fost cifra 11. Și nu știu dacă dumneavoastră vedeți 11. Vedeți mereu asta pe ceas? Eu văd și azi am văzut de câteva 11. Decembrie 21, 2012, ia calculați, ce vă iese? 11, da? Cifra asta 11 are o foarte mare rezonanță. Și unde vreau să ajung? Deci vreau să zicem că ți-ai trăit ciclurile de viață. Ai trecut prin viață. Și vin apoi. Dar vin apoi ca un lider spiritual. Vin apoi ca un iluminat. Vin apoi în care, gândiți-vă la Mama Tereza, nu te mai interesează neapte. De asta a spus eu, Hristos n-a venit aici să o trească pe Maria Magdalena și să facă nu știu câți copii. El a venit ca să fie Hristos. El a venit ca să se sacrifice. A venit ca să... Dar a spus, am greșit exitul. A spus, stai măi că trebuie să vin după 2000 de ani. Dar după 2000 de ani nu înseamnă în anul 2000. Am uitat să adăugăm când a murit Hristos la 33 de ani. 2033 este când o să-L întâlnim pe Mesaia. Mai avem încă un pic. Până atunci trebuie să învățăm să ajungem la El și să-L primim când vine, că El e între noi, dar încă n-a ajuns unde să fie în momentul în care El trebuie să, să știe că există. De asta știu eu că în viitorul omenirii vor fi lideri spirituali. Dacă putem trăi singuri, absolut, și putem să fim extrem de fericiți. Eu sunt un om care a fost extrem de fericit cu soțul meu și în familia mea. Iar acum sunt singură. Și timp m-am întrebat, dar oare pot să trăiesc eu singură și să... Da, pot să trăiesc foarte bine și să am bucurie în sufletul meu și singură. Și bucuria se naște în momentul în care se creează această comunicare cu dumneavoastră. De asta eu nu vreau să mă pensionez. Vreau să continui să fac emisiuni de radio, să scriu că zice, da, nu te-ai săturat, dar chiar ce mai vrea atâția bani, dar nu le fac pentru bani. Le fac pentru că ele au omenire. Cu banii când vor fi, am să încep să-i dau și la alții. Cum mai vin bani? Și o să începem să împărțim și la aia care n-au bani, că aici e frumusețea. Dacă ție îți dă Dumnezeu și tu nu dai înapoi, ești pierdut. Ești pierdut. N-ai învățat nimic de la viața asta. Dacă ție îți dă Dumnezeu și poți să dai la cei din jur, abia atunci ești răsplătit și apreciat și... Deci să încercați să dați. Tatăl meu lucra la bancă și aveam o servitoare și mama mereu întreba pe vestit, pe servitoare să mai ceară niște bani de la tata. M-a spus, eram omențeași, trăiam în Ardeal, dar tata lucra la bancă, făcea visteria. Întoarcem în anii 60, cum numărau banii la bancă, că nu aveau mașină. Și unde vreau să ajung este că se duce femeia de servici la tata și spune, apoi m-a trimis doamna să dai și mie niște bani, domnul Mureșan. Și tata spune, ia și tu aici 2-3 lei. Dar pe ce zgârciți că sunt eu, domnul Mureșan? Păi uite câți bani aveți. Tata făcea visteria și erau mulți de bani. Vine acasă, păi doamna ți-a luat un bărbat atât de zgârcit, eu n-am văzut în viața mea. Eu și predești că și cu oameni ce de zgârcit, nu vreau să am de-a face. Păi ea n-a înțeles că el nu erau bani lui tata. Dar săracul tata venea de la servici, el a fost un om extraordinar, tatăl meu. Bun la suflet, bun la suflet, vorbesc cu el tot timpul. Avea câte 2 lei în buzunar, venea seara acasă, pe drum îl oprea lumea. Domnul Mureșa, știu că ai suflet, dar eu n-am bani, poți să-mi dai și mie un leu? Și să uita, da, doi, dădea, un mai prea unul, dădea și venea acasă. Mama ce, aduci tu ceva bani? Păi am adus, dar pe drum s-au dus că m-au oprit niște oameni. Păi dar tu la copii, te-ai dus, noi nu ne-a adus nimic, ai dat-o.
Și eu așa sunt fericit dacă dau la toată lumea. Dați să vedeți cum vă vine înapoi. Chiar dacă ziceți că n-aveți. Din puținul ăla din care aveți, dacă puteți să dați. Vreți să împărțim bijuteriile care le-am? Împărțim. Ce credeți că au valoare? Niciuna. Valoros este să fim noi bucuroși și fericiți și sănătoși. Și sănătoși și aici, și înăuntru, și mai ales aici. Că de aici începe toată problema. Nu știu, domnul Alin, vreți să vorbim și cu lumea din public, dacă eu am întrebări? Dacă vreți să puneți... Dacă aveți așa întrebări, da. Pentru mine, eu cu drag. Da, vă ascult. Mulțumesc din suflet. Da. Serviciul care lucrai? Da. Lucram la protocol. Dar știți ce mi-am făcut? Apropo, lucram la protocol, terminasem facultatea și eu mă chema vornicul, zicea, doamna Carmen, vii la mine aici la emisiune. Păi să trăiți tovarășul, că așa vorbeam. Tu știți că eu nu pot căsăla. Găsești o soluție, era săritul gardului în spatele clădirii și tot s-o are eu gardul de un număr de ori și m-a retrogradat la nasturi. Și am numărat nasturi vreo 6 ori, fraților, de mi-au ieșit. Și acum vă nasturi, că mă întorc în fiu. Mureșanca, a spus șeful drag, să treacă Mureșanca la nasturi, că uitați ce a făcut. O fă de clienții seara la televizor și ziua la protocol. Păi nu se poate, mă întreabă, tu femeia care a pus o seară că dansa cu rochie scurtă și acum mi-o pui aici să pe ceva, nu e normal. Dar până la urmă m-a dat afară că nu eram pentru ei. Da. A, și la transportul a fost, exact. A, da, că până am ajuns la nasturi. Da, aici. Bă, dar acum am uitat, e adevărat. Aia a fost ultima retrogradare cu nasturi. Ce mai vorbită despre tine este atunci când aveai grupul expres, da. Și mai plecai așa, să vedeam un bilet de voie și mai plecai ca să înregistrești. Păi da, dar eu săream gardul, că cu biletul de voie tot nu puteam să ies. Asta cu gard, acum nu mai pot să sar niciun gard, vă spun greu chiar dacă reușesc. Nu știu, asta am pierdut cu timpul. Ai rămas aceeași persoană ca nu mai spui câți ani. Da, mulți ani, mulți ani. Da, da. Și așa că toată seara asta mi-a părat să vii să rămas la fel de dinamic și la fel de râsul este același. Și râsul la fel. Mersi, mersi. Mersi. Tu cum ești? Cum e? Cum e tot? Da? Da, da, îți mulțumesc. Bun, o să vă rog, o să vă rog. Câte multe îți mulțumesc că ai venit. Te iubesc. Tipul ăsta în mod eficient. Întrebări. Întrebări. Fiecare cu o întrebare scurtă să vă răspundem probleme care credeți că le aveți sau care vă macină. Da. La creditul de vină în bani sau la ajutorarea celor săraci. Dacă am încercat să stăm la toți, cred că a venit tot asupra noastră. Sau... Eu știu ce vrei tu să spui. Dacă noi să zicem că... Și am avut un caz de ăsta, acum în zilele astea, a venit cineva la mine care m-a impresionat și mi-a zis nu să-i dau bani. Și în prima zi am dat bani. Și a doua zi a venit din nou să-i dau bani. Și am dat și a doua zi. Și a spus, vin și mâine. Și am stat și m-am gândit, zic, nu este bine să dai așa, pentru că creezi o situație în care persoana respectivă nu mai vrea să lucreze, că e așa de ușor să iei bani de la cineva și să nu mai faci nimic. Se spune în termeni, cum să spun, așa, cum se spune, spiritual, se spune o interferență karmică. Deci te interferezi cu karma persoanei respective, nemaidând posibilitatea persoanei respective să meargă pe drumul pe care îi trebuie. Deci nu lași persoana respectivă să muncească. Și asta se referă și la copiii noștri. Americanii, de exemplu, spune, du-te la muncă. Au părinți foarte bogați. Dar îți spune, du-te să lucrezi, să înveți, să știi ce înseamnă să generezi. Eu m-am referit de a da la cei care sunt neputincioși, la cei care... Sau a da unui tânăr, cum ești la care vrea să-și construiască un business, care are nevoie de un suport. Am fost la o emisiune, nu știu dacă v-ați uitat odată în viață, au fost câteva cazuri. Copii care și-au pierdut vederea, copii tineri care sunt talentați și nu poate să urmeze o școală în străinătate. Cazul la care, după părerea mea, este nobil, este frumos, este extraordinar să poți să dai, să faci un gest uman și un gest normal de a ajuta pe cineva. Și aici spun eu că
Răsplata este extraordinară când poți să faci bine pentru cei din jur. Nu totdeauna poți, că nu totdeauna ai resursele pentru tine, dar câteodată și din puținul tău, dacă poți să ajuți un om care are nevoie de ajutor, este atât de bine primit din univers, pentru că sunt oameni care au atât de mult și cumulează. Și îi vezi în poziții de conducere, oameni care nu-și mai știu numărul averilor, care nu mai știu numărul caselor, care au mai mult decât trebuie să aibă. Nu? Acolo spun eu că este problema, că ei nu știu să dea și nu știu să ajute pe cei care sunt. De-aia zic că într-o țară, cum este la noi în România, și spun la noi că și eu sunt român și simt exact ca noastră și înțeleg pe ce treceți. Pentru că eu am fost un copil care n-am avut absolut nimic. M-am născut exact ca și dumneavoastră, undeva la țară, cărama pe cugălata, n-am avut absolut nimic, dar am vrut să arăt că noi suntem deștepți, că putem să facem, că reușim, că putem să schimbăm lumea. Am fost și eu așa, într-un fel, am trăit într-o lume utopică și continui să vreau să trăiesc în mintea mea că totul e posibil. Însă cred că v-am răspuns la întrebare. Sunteți de acord cu mine ca principiu de a da și când trebuie să dai și cum e bine și pe cine trebuie să ajuți. Dar zic că dacă la noi în țară s-ar lua averile la ăia mulți, care au atât de mult și nu se știe cum au furat de l-au făcut, că nu știu, că nu cred eu că le-au făcut chiar așa pe munca lor, mai sunt securiști pe aici. Că eu știți că totuși vreau să plec am un avion luși. Mai glumesc, dar nu știu de ce am impresia că sunt oameni care au și cred că am dreptate prea mult și prea mulți ăia care nu au. Și aici vine unde omenirea se va revolta. Eu numesc anul 2012, anul revoltelor. Un an al revoltelor generale pe tot globul. O să observați că la un moment dat există o explozie de revoltă generală, pentru că oamenii de pe tot pământul își dau seama că legile pe care noi le-am creat nu mai sunt bune. Legile astea umane, sistem bancar, sistemul bancar care nu exista nu știu cu câți ani în urmă, că noi l-am creat. Ce aveam bănci acum 300 de ani? Aveam președinți acum 300 de ani, habar n-aveam de președinți, nu? Dacă ne întoarcem în ani în timp, ne dăm seama că noi am creat niște instrumente de tortură care ne-au făcut rău și ne-au, cum s-au făcut, sclavi pe noi. Noi suntem sclavii propriul nostru sistem. Sistemele create de noi nu dăinuiesc. Sistemele create de univers dăinuiesc. Legile universale nu se schimbă. Legile umane trebuie schimbate din timp în timp. Iar în momentul anului 12 sunt schimbarea unor legi umane care au creat suferință pentru cei din jur. Iar noi când suntem mulți, suntem foarte puternici și putem să schimbăm fața lumii. Alte întrebări? Da, ca după aia la dumneavoastră. Da, iubirea mea. Și eu te iubesc. Dependența de jocurile video, violența lor, a jocurilor, cum se reflectă dacă într-adevăr se imprimă și au un efect important în psihicul lor? Absolut! Adică toată media, toate filmele astea, atât de senzaționaliste de Hollywood, care promovează atâtea filme de... Dacă stai și te uiți și iei canalele, dar sunt mai multe horror movies, mai multe movie de crime și de nenorociri decât sunt povești de iubire sau comedii. Pentru că este fascinația asta și Hollywood-ul promovează ce se vinde, nu contează nimic, exact ca și industria farmaceutică. Ei nu contează că ție îți dă medicația și îți face rău, ei vor să-și vândă produsul. Până la urmă, acest sistem este unde proa și ca și partea sistemului sunt și violențele, jocurile video, televiziunea ca instrument de manipulare. În final este o manipulare care se face prin televiziune. Vă dau o simplă. Dumneavoastră credeți că Bin Laden a fost omorât? Păi eu eram într-un market când s-au omorât pe Bin Laden în Florida, cumpăram ceva și am aruncat o vorbă, dar am spus o gura mare să văd reacția. Nu vreau să vă spun reacția americană. A, mă, le prostesc ăștia pe mine. Ce mă, ăla-i mor de mult? Deci, pe cine au încercat să... Dacă măcar era o realitate, ne arătau și nouă ceva acolo. Totul e top secret. E top secret, nu știe nimeni, pentru că totul e o minciună.
și fac și eu la un moment dat așa ca să le bag. Vorbesc cu cineva care știu că e în relații foarte bune cu conducerea de la Casa Albă și le spun, hai mă că nu l-ați omorât, eu știu precis că nu. Am fost bombardată de telefoane de acolo. Dar chiar știi că noi, dar să nu spui la nimeni. Zic, ce să spun, nu spun la nimeni, mă duc în România, să știe toată seara, unde mă duc, vorbesc că se duce, voi credeți că m-au prins pe mine să vorbesc. Da, nu, vă spun, deci ce am vrea să arăt? Cum se manipulează, cum suntem manipulați? De la, și de aici arătând toate violențele și mai ales la cei mici, că ăștia tineri nu înțeleg exact ce se întâmplă dacă e o armă și îmi puși pe cineva. N-au consecința, nu înțeleg, sunt mult prea mici ca să responsabilitatea faptelor. Și sigur că este o mare greșeală. Și asta e parte tot din sistem. Exact ca și manipulările care se fac prin biserică, manipulările care se fac prin media, prin televiziune, prin, cum se spune, factorii de conducere, președinți de stat, sisteme guvernamentale. Când cade sistemul, cade tot. Nu rămâne nimic în picioare, vă spun. Și exact așa cum 2000 de ani s-a creat biserica, dar Iisus n-a vrut să se creeze biserica care s-a creat, vă spun eu. El a vrut să fie bine, să ne iubim, să ne ajutăm, să existe spiritul lui, lăcașul lui. Dar când popii încearcă să spună, dar cât ai cotizat, câți bani ai dat, asta nu mai este ce a vrut Dumnezeu. Și așa mai departe. Deci nu trebuie să vă dau niciun fel de, cum să spun, exemple, că mă înțelege exact ce vreau să spun. Dumneavoastră, nu știu cine avea o întrebare, da. Dacă Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu cine l-a creat în opinia noastră? Ok, Dumnezeu este pentru mine perfecțiunea Universului. Eu am avut tot o altă impresie de Dumnezeu. Dumnezeirea este acest univers atât de perfect, că toată, stai și se întreb, cum stau toate planetele alea, cu câtă perfecțiune se mișcă, cu câtă perfecțiune, cum să spun, luminează toată natura asta, dacă vă uitați, totul e atât de perfect. Deci, Hristos a spus, eu sunt Fiul Dumnezeu pentru că eu sunt conectat la această perfecțiune universală. Eu am venit să vă vorbesc de cele 10 porunci care sunt legile Universului. 10 porunci, să nu ucizi, să nu furi, să nu iei ce ai al vecinului, să nu iei ce al tău. Ce e asta? Universul așa este construit, să nu faci nimic rău. Că în momentul în care ai făcut, creezi propria ta suferință. Noi suferim în România din cauza că n-am respectat legile karmice. Deci Iisus a vrut să fie ca un exponent a conexiunii pe care fiecare din noi o avem cu divinitatea. Și divinitatea este Dumnezeu. Dumnezeu se numește Allah, Elohim, are diferite nume în diferite părți ale țării. Nu credeți că e momentul să luăm toate numele astea, să le amestecăm și să existe un singur Dumnezeu. Nu atât, că de ce ne batem? De ce ne batem între noi? În numele lui Jihad noi omorâm, pentru că așa se spune în practica lor, că dacă omori și spui o bombă de aia și explodezi și tu te duci în rai. Este o indoctrinare. Omenirea a fost indoctrinată. Noi suntem indoctrinați unii contra alții. Credem că noi aici suntem mai deștepți decât ăia de dincolo. Sau că, noi avem dreptul să omorâm animalele. Noi nu avem niciun drept. Atunci nu suntem conectați la Dumnezeu să facem niciun rău. Vă spun, faptul că eu văd câini pe străzi în România mi-a rupt inima. Eu am 2 cățeluși care îi ador ca pe copiii mei. Și am grijă de ei, că sunt nevinovați. El mă iubește, câinele ăla stă lângă mine, chiar dacă n-am bijuterii, chiar dacă sunt sărac, chiar dacă stau la colțul străzii. Vezi câteodată în America un homeless și stă un câine acolo lângă el și chiar dacă nu-i dă de mâncare, el stă acolo credincios. Și aici am văzut atâta oroare cu animalele, încât mi se rupe inima. Eu nu vreau să plâng pentru că eu nu vreau să par o ființă emoțională, vreau să fac o persoană așa care nu ține emoțiile, le controlează. Dar vă spun, până la 2-3 dimineața, până aia m-ați vedea, dacă veniți unde stau eu la niște prieteni, dând de mâncare la toți câinii de săracii de pe stradă. Nu ne dă nimeni dreptul să facem rău, nu ne dă nimeni dreptul să facem rău unii la alții, la animale. Totul e parte dintr-o perfecțiune a Universului. Dacă v-ați uitat cu câtă perfecțiune este făcută lumea asta, fiecare floare are semnificația ei. În fiecare câmp pe culoare, totul are, fiecare bacterie are semnificația ei.
Aici este dumnezeirea, în perfecțiunea lumii pe care trăim. Și dacă noi ne putem integra și trăim după preceptele astea ale divinității, eu am zis o carte ce se numește cele 11 principii eterne. Și am ales cifra 11 pentru că am zis că e o cifra a iluminării, a erei în care trăim. Și eu spun că dacă noi am putea să aplicăm aceste legi ale divinității, noi am putea să trăim în paradis. Că de fapt Dumnezeu așa a vrut, Dumnezeu fiind din nou, perfecțiunea eternității, lumea ideală. De a spune, noi aparținem lui Dumnezeu pentru că aici, în lumea pe care noi am creat-o, noi nu știm să trăim și suntem răi și suntem constant pedepsiți și repetăm aceleași greșeli karmice. Eu m-am gândit, nu știu am dat să v-ați gândit, noi l-am omorât pe cine? Pe Decebal, da? Dar pe urmă l-am omorât și pe Horea, Coșca și Crișan și pe Iorga l-am împușcat în cap. Pe urmă l-am omorât și pe Octavian Goga, că i-am pus o treabă în prăjitură și în cărțile de istorie am scris că a murit de plămâni. Pe urmă l-am zis, hai să-l împușcăm pe Ceaușescu, că a fost un criminal. Iar acum, cred că l-ați putea și pe Băsescu, da, pardon, iertați-mă. Dar nu vreau să vă spun că dacă noi am făcut ceva, noi repetăm. În viețile noastre, noi repetăm. Nu că eu iubesc pe Băsescu, că nici nu-l cunosc, dar e un drăguț, așa, am zis că e și drăguț la băutură, așa, e care petrecăreț, a făcut ceva bine pe noastră, că eu nu știu, că nu trăiesc aici. Dar să nu intrăm în politică. Dar politica nu omoară. Politica are, e o mare curvă. Și că n-a să scrieți așa că femeile sunt curte. A, păi da, politica, dacă aia nu cu părintiu. Da. Se simt. Știți cum vibrațiile vin? Prin frecvențele gândurilor. Gândurile nu le vedeți. Noastră nu vă vedeți pe dumneavoastră. Nu vă vedeți. Vă vedeți într-o oglindă. Ce vedem noi în oglindă este relativ la cum ne vedem noi pe noi. Puteți ne vedem frumoși, urât, unii se cred atât de frumoși și de fapt îi la fugă, nu? Și zici, vai, dar ce frumos. Deci noi nu ne vedem. Dar noi în gândirile noastre proiectăm frecvențe. Cei care nu mai au corpul fizic lucrează tot pe frecvențe. Se spune că dacă în casă aveți un spirit, o să începe să auziți pocnituri, televizorul se aprinde, se deschide lumina și nu știți cine e prin casă. Deci cum vă proiectați, simțiți gândurile. Ați simțit vreodată gândurile, vă stai lângă un om și simți dacă e sincer. Dacă îți gândește de unii zrând în față și spun, vai, dacă ești de drăguț, dar în spate, cum să te lucrezi eu pe tine mai bine? Dar se simt lucrurile astea. De-aia am zis că una din marele realizări care am vrut eu să le am pe pământ e să simt omul de lângă mine, că atunci știu ce e sufletul lui. Și știu, câteodată mai am și eu scăpări, că nimeni nu-i perfect. Dar când simțiți gândirea negativă, simțiți ca, ca ceva care vine, care nu puteți defini. Și când opriți și stopați această vibrație negativă, o să vedeți ca o eliberare. Nu vă poate atinge nimeni. Asta e o practică veche, de mii de ani, cu mâinile. Dar trebuie să știți că aveți puterea, de multe ori mâinile se folosesc să facă miracole. Cu miracolele în transferul ăsta de energie, care se numește Reiki, sau vă încărcați energetic cu mâinile, vă eliberați, vă purificați, mâinile au putere, cu mâinile creăm totul în viață, este extraordinar, de la scris până la facem de mâncare, totul se face cu mâinile și cu mâinile ne și protejăm câmpul astral, trimitem înapoi energia negativă, luăm energie din univers, trimitem energie de bine, dar corelația este între gândire, înțelegi? Între ce vine din inimă, nivelul de spiritualitate, de asta sunteți aici să ridicăm nivelul ăsta a spiritului și frecvențele pe care operăm. Și repet din nou, mulți dintre noi operăm pe frecvențe foarte scăzute, de asta dacă schimbăm frecvențele, imediat schimbăm viața în care trebuie, într-o secundă. De fapt, nu ne trebuie mult ca să schimbăm ceva, dacă ajungem să funcționăm la o frecvență mai mare. Și eu nu știu dacă vreau să mă credeți, dar eu văd la fiecare din dumneavoastră că se aprinde undeva o lumină, un beculeț, că ceva rezonează în sufletul dumneavoastră și că realizăm ceva împreună în seara asta, pentru că fiecare noastră o să plece de aici cu un fel de schimbare undeva, la nivel conștient, inconștient, pe care o să o procesați. Deci, n-ați venit degeaba. Câți bani ați dat pe bilet? Să nu mă pare rău! Să-l cine
mai întreabă, da? Vă rugăm. Da. Cu care proiectați un mesaj luminos care poate ne-a adus aici. Având în vedere poziția luminarilor în harta dumneavoastră astrală și da. Casa a 9-a și a 10-a a României, da. Cum vă vedeți în Carmen Hara misiune pentru România? Eu dacă mă puneți președinte, atunci am cu toate... Avem și o legătură la Casa Albă, suntem aranjați. Că și vă să scoate la tău. Doamnă, doamnă, ați mă luat pe ministru altă. Da, iau ministru în vece. Este ajutor, numărul 1. Și așa oameni avem nevoie să știți. Vă rog să aplaudați pe domnul Ardeșanu. Am fost să aplaudați pe domnul Ardeșanu. Și pe fiecare dumneavoastră în această măsură, pentru că credeți în dumneavoastră, credeți că dacă ați venit aici putem. Dar eu chiar aș vrea să vin... Nu știu cum aș putea să trăiesc aici în mentalitatea să moară capra vecinului. Asta mă doare cel mai rău. Putem să schimbăm asta cu capra? Măcar să nu fie capra, să schimbăm, să fie altceva, să fie, nu știu, ce găsim în loc de capră? Nu chiar că să moară vecinul cu totul? Da. Schimbăm capra, da? Nu, vă spun, asta e singurul care mă doare. Și vorbind de vibrații, eu în momentul în care ajung în România simt o frecvență care nu-mi place, dar vă spun sincer, eu sunt un om așa, eu sunt ardelean de la dintr-o bucată, șcep din pușă și în căpușă. Dacă eu am simțit că vibrația nu-i bună, vă spun din suflet. Deci simt că undeva frecvența de unde vine? Din suferința noastră, din suferință colectivă. Toți suferiți, vă simțiți că ceva nu e bine. Mulți tineri care fug. Eu primesc e-mail-uri, am primit 6.000 de e-mail-uri în 48 de ore. Primesc e-mail-uri. Doamna, vreau să fug, unde să plec? Vă ce parte să fug? Aici nu mai pot să mai trăiesc. Dar de ce? Țara noastră e frumoasă, noi suntem oameni deștepți. Eu vă spun, în America am zis, nimeni nu ca mine. Și vreau și dumneavoastră să simțiți la fel. Nimeni nu e ca țara noastră. Ne-am fost poziționat greșit, cotropit de turci, de ruși, de toți care au trecut peste noi, dar noi nu ne-am lăsat. Dar se pare că acum nu mai avem nimic. Dacă am vândut și minele, mai aveți ceva sau am vândut totul? Păi, dar de ce i-ați lăsat pe ăștia să ne vândă chiar așa? Unde este puterea? Da. Ce l-aș face eu la ăștia? I-aș face o ședință din asta, așa, m-aș uita, energetică. I-aș face mielușei, elușei. I-aș spune, scoate tot ce ai dat și dă la ea mulți. Hai, pleacă de aici. Du-te tu, nu tineretul. Lasă rămână tineretul în țara asta. Că avem nevoie de ei, avem nevoie de copiii noștri, avem cineva să creadă în țara noastră. Ăsta este adevărul. Noi karmic, am făcut greșeli. Dar stați să vedeți ce greșeală a făcut America. Când a atacat, nu poți să ataci cum au atacat americanii, the Holy Land. Partea aia este o parte sfântă, un pământ sfânt. I-a atacat pe Sfântul Mânt. În momentul ăla, în 2003, a început să prăbușească țara. Uite așa se duce jos. Uite așa. Cu o viteză incredibilă. Din cauza greșelilor karmice care l-au făcut. Își dă cineva seama? Nu, că vorbește și ei acolo toate prostiile. Dar nimeni nu spune esența, nimeni nu spune care este adevărul. Este foarte greu. Este foarte greu să crezi, cum să spun, că totul provine de la faptele noastre. Noi credem că avem dreptate. Ați văzut vreodată Bush cu Dalai Lama? Întâlnirea dintre ei? Nu, cu mult, vreo 2 ani. Dalai Lama râdea tot timpul la Bush. Și Bush îi spunea, cum războiul, că noi trebuie să facem... Dar la mama care n-are nimic cu războiul, că el este un pacifist, se uita la ea și râdea într-una. Și toate comentariile zice, n-am înțeles de ce a râs Dalai Lama. Care a fost problema lui? Zice, nu l-a înțeles pe Bush, că Bush avea, cerea sprijinul unui om de spiritualitate atât de iluminat și atât de extraordinar pe care îl iubește toată lumea și nu înțelegem de ce, care este explicația că Dalai Lama... În loc să spună sigur cu războiul și să facem justiție, începea să râdă într-una, parcă ridiculiza prin acest zâmbet constant. Deci, unde vreau să ajung este de așa lider aveam nevoie, care să nu ne ducă la războaie. Înțelegi? Care să creeze un echilibru pe pământ, să elimine vibrațiile astea de durere și de suferință care vin din inimile voastre, care se simt de pe aeroport. Îl pui piciorul,
bum, vine un fluid așa și spui, Doamne, dar poporul ăsta suferă prea mult și nu e drept. Și cum, nu cred totdeauna că dând jos un conducător, că am avut experiențe de asta, rezolvăm problema. Problema e mult mai profundă. Întrebarea este, cum putem să înversăm, să ridicăm vibrația, cum putem noi ca români, eu asta am vrut, dacă orice carte a mea, eu încep să spun, cum eu sunt român, cum am trăit eu în România. Trebuie să spun, pentru că lumea aia, oriunde pe pământ citește cărțile mele, vreau să știe că este România. Vreau să știe că România are pe cineva care vorbește de spiritualitate. Eu am un show de radio la o stație care se numește Hay House. Cei mai mari scriitori, vă spun și sunt atât de mândră că sunt acolo, cei mai mari scriitori ai lumii, de la Marianne Williamson până la Wayne Dyer, toți sunt la această stație și toți vorbesc despre cele mai frumoase lucruri, dar sunt o mână de oameni pe tot pământul care au ajuns acolo și printre ei sunt și eu aia din Ardeal. Și sunt foarte mândră că sunt alături de ei și am și eu un mesaj și am un milion de americani care mă ascultă și oameni de pe tot globul și sper ca prin mesajul ăsta și de câte ori am ocazia, le spun că sunt din România, de câte ori am ocazia, pentru că vreau să știe că noi suntem extraordinari, pentru că suntem extraordinari, dar ne-am pierdut credința noi, am fost prea, știți cum, am fost mutilați. De cine? De politică, de oameni care nu ne-au iubit, de oameni care s-au interesat numai de ei. De asta, liderii trebuie să fie buni, generoși, oameni adevărați, oameni de cuvânt, oameni în care să credem, pe care să-i adorăm. Care lider l-am adorat noi? Hai să ne gândim. Am adorat Bruno, așa să-l adorăm? Deci cineva mă întreabă dacă în afară de imunoterapie și psihoterapie și psihologie, dacă folosesc o tehnică energetică de terapie. Adică eu le folosesc pe toate. La mine este interesant, eu fac un amalgam. Eu cred că noi suntem atât de complexi că dacă folosești numai una din formele terapeutice, nu reușești neapărat să creezi o vindecare totală. De asta combin și mă uit la om și încerc să folosesc tehnica asta în combinație cu asta, în combinație. Văd oameni care sunt, de exemplu, adicți, ați văzut ce sunt, de la Whitney Houston până la Michael Jackson, pe tot mapa mondului și la dumneavoastră ați văzut problemele astea de depresie, de deprimare, de oameni care nu mai vor să trăiască, care sunt tineri, care sunt chimic imbalansați. Un psiholog are șansa să evalueze și știe când cineva are o problemă serioasă de depresie. Nefericirea face că depresia se tratează cu tot felul de medicamente. Din experiența mea am văzut că medicamentele sunt periculoase. Dacă e o imbalanță chimică, avem nevoie de ele. De multe cazuri nu se ia analizele de sânge, nu se vede dacă e o imbalanță chimică și se aruncă medicație, cum s-a dat la Whitney Houston, la Michael, medicamente prostie. Luând tot felul de combinații de medicamente, ele poate de fapt să sunt și o mare, cum s-a și văzut și se vede și la noi în țară. Deci, eu ce aș fi folosit, dacă eu aș fi fost să-l ajut pe Michael Jackson sau pe oricare dintre ăștia, să lucrez cu ei tot timpul, deși nu este ușor, să știți, nu este ușor să lucrez cu cineva care a ajuns în altă fază, aș fi folosit tot felul de tehnici, întâi de energizare de care vă vorbesc acum, ca persoana respectivă să poată energetic să revină la realitate. Că totul e energie. Eu vă spun, când energia cade, suntem bolnavi. Că suntem bolnavi mental sau că suntem bolnavi fizici, totul vine de la o cădere în câmpul energetic. De asta vă învăț eu, cu mâna, să vă conectați cu oamenii de lângă voi, să știți dacă cineva vă transmite un gând negativ ca să-l transmiteți înapoi. Deci eu spun că folosesc absolut toate tehnicile care există, inclusiv vindecare de la distanță, care se face tot energetic. De multe ori vă și recomand unii de oamenii care sunt extraordinar de buni în lume, care au abilitatea atât de mare încât vorbește dumneavoastră la telefon și vă spune exact unde sunteți bolnavi și din ce cauză s-a creat boala, fără să vă vadă niciodată, care există din nou, această abilitate există în noi. Mai aveți o întrebare? Așa, dar de unde să încep? Vă iau pe rând, pe dumneavoastră, da. Să dezvoltați puțin titlul conferinței și să-l explicați. Deci titlul conferinței este, nu să mă laud eu pe mine, titlul conferinței este să vedeți ce înseamnă o femeie. Deci să vă vedeți pe mine ca femeie, care e atributul unei femei în lumea de azi.
Ce este femeia aia prin esență? Ce poate să facă? Care sunt gândurile ei? Cum se conectează? Eu cred că fără a rămâne strict la tematica lui domnul Argeșan, care tematica asta este, asta este. Și de fapt este născută din cartea minunată a lui domnul Argeșanu, care sper că aveți. Sper că aveți. Femeia jumătatea mea și nu l-am întrebat dacă și-a găsit jumătatea. Eu zic că da, eu zic că și-a găsit jumătatea. Și-a găsit o fată frumoasă care e jumătatea lui. Jumătatea înseamnă că noi nu putem, femeia nu poate să fie neapărat singură. Deci în legile biologice, în legile naturii, noi suntem jumate dintr-o sferă. Și ca să mutăm sfera vieții, această roată a vieții, avem nevoie de cealaltă jumătate. Acum, problema este că de multe ori întâlnim jumătăți care nu se potrivesc. Și stăm acolo și stăm 5 ani, 10 ani, ne batem, ajungem în tribunale, până când să ajungem la concluzia că n-a fost jumătatea noastră. Și cred că tematica asta, până la urmă, ar fi cum putem noi, toate femeile și bărbații, să găsim corespondența perfectă și să știm precis când facem o pas să ne căsătorim, că am găsit acea jumătate care vibrează ca și noi, care gândește ca noi, care o reflecția noastră, care este exact ce ne trebuie ca să fim fericiți. Că dacă, decât să fim cu cineva cu care nu e bine, mai bine să rămânem singure. Dacă sunteți de acord cu mine. Dar revenind la ce mă întrebați, eu prin tot ce vorbesc nu fac decât să vă arăt ce înseamnă fenomenul femeie. Femeia, cum gândește, femeia timpurilor de azi, femeia care își dorește, care aspiră, femeia care înțelege bărbatul, femeia care știe ce atrage, femeia care lucrează cu spiritualitate. Credeți că reușesc să mă apropiu de tematica asta? Vă întreb eu pe dumneavoastră. Da sau nu? Da, dar noua dimensiune. Acolo aici e noua dimensiune. Noua dimensiune nu este femeia cum a fost privită în trecut. Nu e femeia de acum 20 de ani. Nu e femeia care lucra la confect și știa numai să sară gardul, înțeleg? Cineva care a trecut gardul de mult și a ajuns puțin mai departe în gândire. Deci femeia zilor noastre, indiferent de vârstă, indiferent de unde trăiește, indiferent de, cum să spun, unde se află ea în viața ei cronologică, biologică. Deci, eu cred că referindu-mă la mine, nu fac decât să vă arăt că încerc să ilustrez tematica de astăzi prin dându-vă exemplul meu și încercând să vă încurajez pe fiecare dintre cum să folosiți energia feminină la maximum. Pentru că noi femeile suntem o energie divină. Se spune că energia femeii divină devine din nou în putere. Femeile de acum mii de ani care au dominat lumea, au și creat războaie, dacă ne gândim la Cleopatra, din cauza lor s-au produs multe probleme în lume, dar totuși femeia de azi este femeia care are șansa să fie cea mai evoluată spiritual, femeia care poate să transforme lumea, pentru că eu sunt sigură că dacă în lume, sau să zicem în România, va veni o femeie cu suflet mare la conducere, lumea va trăi mai bine. Eu personal, nu mă refer la mine să nu credeți că nu vreau să mă mut în România, vă spun că, dar vă spun că o femeie, un om adevărat, va opri, cum să spun, problemele care sunt, le va stopa undeva, exact ca o boală. Noi nu vrem în România să se creeze o boală generală, emoțională, psihologică, a tineretului. Vrem să se oprească, dați dreptate, nu asta doriți și dumneavoastră, o viață emoțională mai echilibrată, o viață sufletească mai normală, o viață mai abundentă, în care să nu vedeți pe televizor demonstrații cu plancarte, să vedeți semnul când moare Găsescu pe cruce, că mă uitam, i-a făcut și ziua, i-a făcut parastasul. Nu vrem să vedem astea, nu? Vrem să vedem în care ne bucurăm, vrem să vedem conferințe din astea, în care învățăm ceva. Dar asta nu se arată la televizor. La televizor se arată bote, cu așa, se arată scandalurile, cum se fac, se împarte. Acum asta se arată. Deci, aici sunt eu, cum să spun, intrigată că rolul femeii nu este apreciat sau femeile care ar trebui să apară la televizor, nu apar la televizor. Avem femei extraordinare în toată România, în toată lumea. Nu sunt puse în față pentru că nu s-au scandaluri, pentru că au vieți normale, pentru că știu să-și crească copii. Deci asta este femeia de ziua de mine, femeia balansată, echilibrată și aici comentăm și nu suntem mulțumiți cu rolul pe care îl are media și sistemele de promovare. Îmi dați dreptate? Bine.
Așa, da. Referitor la saltul în noua dimensiune, în ultima vreme suntem bombardați cu informații, cel puțin în România, dar și în alte țări, despre trecerea la noua eră, despre care dumneavoastră spuneți că va fi minunată și vă cred, informații de genul, vor fi 3 zile de întuneric, vom supraviețui câteva milioane, nu știu, noi nu am mai arătat la fel corpul nostru fizic, astfel și așa mai departe, America va dispare, alte continente se vor lipi, vor veni extratereștri, vom fi ridicați la cer, dar chiar lideri spirituali, serioși, ca în valul Melchisedec, de care vorbesc, ați auzit, de la dumneavoastră, de cel vorbește foarte mult despre profețiile copii, alții despre profețiile de la Fatima, alții iau prin channeling mesaje de la extratereștri despre ce va fi. Ce este adevărat din toate acestea? Putem să o să vedem. Eu am o clară imagine ce se întâmplă. Nu se inversează polii în niciun caz. Mă amintesc că eram cu Al Gore în 2002 la Alianța pentru Noua Umanitate și stăteam cu el la masă și vorbea. Avea teoria lui despre cum o să se schimbe polii din cauza... A studiat științific și aveam o altă variantă. El spunea cum se topesc polii și eu nu vedeam decât cum vin zăpezile. Și era glaciar, total opozit de ce spunea el. Eu nu spun că eu am dreptate și el nu avea dreptate. Eu unde vreau să ajung? Că viziunea mea este asta, eu vă spun care dumneavoastră crede și ce vreți să credeți și cum spune domnul Ardeșanu, care e sceptic la ora asta, spune, o să vedem. Dar eu atâta pot să vă spun că... vreți să mă întrebați ceva? Da, îmi cer iertare pentru îndrăzneala, dar da, zice-mi. Și pentru inițiativa personală. Vreau să rog pe domnul Dragoș, prin intermediul noastră. Sunt 20 de persoane, exact acele din sala afară, așteaptă de mai bine de o oră și ceva. Eu am zis la 7 să se dea drum. De ce nu le-am spus? Noi am dat ordine să-i lase. Vă rog, dar eu i-am spus de la început că eu cu tot dragul dacă vor să intre. Iubim și înțelegem și vă rog din suflet să-i lăsați. Dar noi am spus să-i lăsați. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Deci, unde am vrea să ajung? Deci, nimic de asta nu... E un mic adevăr care îl văd eu la profeția, un mare adevăr, de fapt, la profeția lui Fatima, care vorbește acum 90 de ani de faptul că vom avea zile de întuneric. Asta corespunde, dacă vă gândiți, cu aliniindu-se planetele. Se produce solar flare, cum se numește, se produce exploziile solare. Exploziile solare afectează sateliții din jurul Pământului. Când satelitii din jurul Pământului încep să nu mai funcționeze, primul lucru care se întâmplă e lumina, televiziunea, celularele, tot ce înseamnă fenomene bancare. Deci, într-un mod metaforic, putem să intrăm în acea scurtă perioadă de întuneric, un fel de a spune, pentru că vă imaginați ce înseamnă asta, cât trăim noi pe celulare, dacă nu sunăm de dimineața, mesaje, text messages, cum funcționăm în aer, avioanele. Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă în cazul că un satelit, toți oamenii știință, de știință de fapt spun asta, de un număr de ani, că este absolut inevitabil ca la un moment dat, cât de pregătiți suntem noi de eventualitatea că ne funcționând sateliții, noi nu putem să mai comunicăm sau nu ne putem cumpăra mâncare sau banii care avem în conturile noastre nu mai au nicio valoare. Aveți mâncare în casă pentru alea 3 zile? Știți ce să faceți în cazul alea 3 zile? Trebuie să stați undeva cât mai departe de aglomerație. Dacă aveți undeva o căsuță mai la țară, să aveți mâncare, să aveți să supraviețuiți, cum trăiau bunicii noștri, care nu aveau celulare, televizoare, nu aveau lumină în casă, nu aveau... Și trăiau din grădina lor, trăiau din natură. Noi, de fapt, oamenii, așa am supraviețuit mii de ani. Nu, lumea care am creat-o acum, în ultimii 50 de ani, lumea asta care am creat-o este cea mai vulnerabilă lume, cea mai rea lume, cea mai îngărșunată. Deci noi am ajuns la momentul de jos. Tot de 2000 de ani nu mergem în sus, noi mergem tot mai jos. Noi suntem că, păi nu Inchiziția, noi mai suntem mai rău ca Inchiziția, într-un fel, din multe puncte, dacă stai să te gândești. Deci noi am ajuns la nivelul de jos, în schimbările astea încep, de unde vreau să ajung? Toți punctează Maya Calendar, The Whoopi, The
Biblia, Apocalipsul, toți punctează spre sfârșit. Dar nu vă spun ce fel de sfârșit. E sfârșitul unei ere. Se termină și se intră în the golden yuga. Cu toate calculațiile, golden yuga înseamnă o eră de aur. Vom sta în era de aur 6.000 de ani. Copiii noștri vor prinde era de aur. Aș vrea și eu și poate fiecare de noi. Dar ne trebuie până în 2033. Este o mare semnificație. Trebuie să înțelegem simbolurile dincolo de semnificația asta. Noi suntem în tranziție. Omenirea trebuie să ajungă în 2033. Când am ajuns acolo, este punctul de constitură. Acum este momentul cel mai vulnerabil în care suntem. Și suntem testați. Deci eu cred în profeția de la Fatima cel mai mult, care revelă acele zile de întuneric în care vom fi fără comunicare, putem să ajungem fără mâncare, vă puteți feri de ele, nu trebuie neapărat. Dar nimeni nu vorbește că noi vorbim de Monica Columbeanu, noi vorbim de președintele Obama, noi avem alte lucruri importante pe pământul ăsta. Nu să ne gândim că dacă asta de lezi, vai de capul nostru, nu? Deci, glumim, dar adevărul este, ăsta e adevărul. Eu fac lume ca să descrețesc, ca să nu vă plictisesc și arunc așa câte ceva mai mult ca să ne simțim bine și ca să o luăm și puțin în derâdere. Că noi românii știm să râdem de nefericirea noastră de multe ori. Dar adevărul este că nu suntem într-un punct foarte bun chiar acum și că putem să traversăm o etapă foarte critică. Eu personal vă sfătuiesc să aveți în casă pentru 3 zile, o săptămână, în caz de ceva, apă, mâncare să supraviețuiți, pentru că alinierea planetară va crea foarte mari explozii solare cum n-au existat niciodată în ultimii 26.000 de ani. Nu vă spun eu, vă spune știința, toți oamenii de știință, știe NASA, se știe peste tot, nu vrea să se creeze panică, dar nu trebuie să murim pentru asta. Dacă noi am fi deștepți, ne-am pregăti prin mass media și prin televiziune să fim toți pregătiți pentru un asemenea eveniment. Deci nu știu dacă v-am răspuns. Eu pot să vă spun atâta. Nu se schimbă polii categoric. Nu o să se producă, dar alinierea planetară produce cutremure. Deci trebuie să ne amintim chestia asta. Cutremurile sunt periculoase. Deși nu cred că vor fi așa neapărat în anul ăsta. Poate spre sfârșitul anului, dar nu neapărat trebuie să ne fie atât de frică de ele, cât ne poate să ne fie frică de un colaps. Dar știți de ce e creat colapsul ăsta? Să colapseze sistemul. Că altfel sistemul, cu liderii lumii pe care îi avem, nu o să colapseze niciodată. Pentru că o să continue să se tărăgăneze și nu o să reușim niciodată să punem capăt, cum să spun, acestui sistem bancar care favorizează o mână de oameni, iar bilioane de oameni pe pământ, de fapt, suferă. Știți că ne-a trebuit foarte mult timp să ajungem la 7 bilioane pe pământ. Acum 2000 de ani eram vreo 5 milioane pe pământ. Și după al doilea război mondial eram undeva vreo 6 bilioane. Și destul de repede ne-am evoluat. Mai e încă ceva foarte important. Știți că anul ăsta este anul dragonului de apă. Ne-a trebuit 60 de ani să ajungem la dragonul de apă. Acum 60 de ani eram imediat după al doilea război mondial. Ce făceam noi după al doilea război mondial? Reconstruiam lumea, pentru că fusese al doilea război mondial, trebuia să începem cu un alt sistem, să reconstruim lumea în care trăim după un război atât de greu. Iată, după 60 de ani, noi suntem testați din nou, nu de un război, de altceva care vine din univers. Și va trebui să trecem iar printr-un purgatoriu. Și purgatoriul ăsta va dura un timp, vom avea momente de cădere, de ridicare, dar noi, omenirea va supraviețui și când ne apropiem de 2033, 2000 de ani plus 33 al lui Hristos, în toate calculațiile astrologice, se vorbește de anul 2033, când în sfârșit am intrat în acea eră de aur, bazat pe calculații. Și eu cred că ăla, de fapt, va fi anul final de turnură. Ce puteți să faceți? Să vă doriți să fiți tineri și frumoși până în 2033, când în sfârșit scăpăm oricum de toate problemele care le avem. Dar nu e sfârșitul lumii. Milioane de ani de acum, pământul va exista, noi vom exista. Nu cred că vine neapărat, așa cum a spus, această schimbare de pol. S-ar putea pe pereții, în the Chamber of the King, pe piramida din Cheos, în ultima cameră, toate evenimentele majore din univers au fost menționate în ultimii 3000 de ani. Anul 2141-21 martie este considerată o zi crucială. Știți că pe pereții piramidei septembrie 11, 2000,
2001 a fost menționat de un arheolog în cartea acasă scrisă în 1986. A fost un astrolog american și a luat codificarea de pe pereții piramidei. Și a spus anul când s-a creat primul război, când s-a inventat penicilina, când s-a... tot fiecare moment istoric era deja scris acolo cu mii de ani înainte, ca să spunem că nu suntem programați, ca să spunem că nu se știa tot ce se întâmplă cu noi. Iar ultima dată unde se încheie totul este data de martie 21, 2141. Câți ani mai avem până acum? Mai avem 100 și ceva de ani. Eu nu cred că e cazul să vorbim ce o să întâmple de 100 de ani, dar cred că peste 100 de ani, de fapt, eu zic în 2033, o să avem avioanele noastre, o să fim atât de tehnologic avansați, o să plecăm până pe Marte, lăsăm să se schimbă polii, venim înapoi, ne construim și acolo poate casele noi, cumpărăște case pe Marte, mai găsim niște planete, poate intrăm într-o altă galaxie. Glumim, dar vă spun într-adevăr că ce vă spun printre rânduri este extrem de interesant și foarte fascinant și foarte adevărat. Alte întrebări? Da, iubire. Dacă nu plecați din România, mai ajungeați cine sunteți astăzi? Nu știu dacă aveam deschiderea care a fost, sunt sigură că a trebuit să plec. Sunt sigură că mergând acolo mi-am creat o altă, identitate. Văd oameni în cariera mea care au crize de identitate și mă refer la Mădălina Malole, crize de identitate. Am fost Mădălina Malole și într-o zi nu mai știu cine sunt, că parcă nu mi se mai dă aceeași atenție. Deci eu am fost un cântăresc pe la o vârstă, am îmbătrânit și acum ce fac eu cu cariera mea? Deci eu am fost Carmen Mureșan și la un moment dat am avut și eu criza mea de identitate. Trebuia să crezi pe altcineva. Și atunci am creat un alt personaj din mine și mă întreb când vine următoarea mea criză de identitate să mă schimb din nou. Spunea Stella Enachez, mă, nu știam ce era Carmen Hara, că știu când aveai 12 ani. Zic, aude una Carmen Hara, cine-o fi nebună aia? Chiar așa am zis. Dar în orice caz glumesc. Deci, ca să-ți răspund, eu am trăit prin criza mea de identitate și m-am reinventat ca persoană și probabil că am să mă reinventez din nou și am să creez un alt personaj, dar vreau să spun, fiecare din asta trebuie să vă reinventați la un moment dat al vieții. Când vă moare cineva, când treceți printr-un divorț, când intrați la un punct de vârstă în care trebuie să creați un alt personaj, în care vă uitați în oglindă și nu mai sunteți domnișoarea tânără și așa, și s-a schimbat ceva în dumneavoastră și atunci trebuie să reinventați. Deci, eu sunt cine sunt astăzi, dar sunt mai multe persoane într-un fel în mine care eu le-am clădit și le-am adunat să creez o singură, până la urmă, o singură identitate, da. A ajutat vibrația țării care știi de ce m-a ajutat America? America nu are teoria cu capra, deci acolo nu există. În New York am doi vecini, unui japonez, ies 100 de oameni din casa aia, nu știu cât poate să stea acolo. Tot ies, așa, tot ies. Dar n-am niciun zgomă, nu faceți nația asta. Nu știi că... Dreapta francezii, care sunt mari gălăcioși, dar nici ei n-au nicio treabă. Dar unde vreau să ajung? Ei nu știu unii de alții, nu ne interesează fiecare. Numai ne-am cunoscut numai la septembrie 11, ne-am dat bună ziua. Atunci ne-am întrebat, sunteți bine? 10 zile ne-a ținut compasiunea, că pur m-a dispărut. Și, mă rog, deci asta este America, nu interesează pe nimeni nimica. Unde vreau să ajung, că de ce m-a ajutat? Pentru că dacă n-aș fi avut șansa să public prima mea carte acum 12 ani, n-aș fi realizat nimic, dar America mi-a deschis această poartă. Se uitau la mine, parcă acum îi văd la editura Random House, cea mai mare editură, vă spun, din lume de publicație. Și m-am dus și eu cu cărticica mea, mi-au răspuns-o de 3 ori. Și eu continuam să răspund, asta nu înțelegeți. Eu în viziunea mea văd cartea asta se publică, ajunge. Nu ne interesează. Și până la urmă mi-au acordat o întâlnire. O întâlnire și parcă acum văd o masă lungă, erau situați pe Broadway, în New York. Și le spun, bună ziua, dar pot să vă spun că v-am mutat sediu? Una din ele știa, erau vreo 12 femei. Dar de unde știți asta că noi ne mutăm sediu? Și mă uit la ta și o întreb, cine e Jim? Era soțul ei. În 3 minute aveam $100,000, contractul în buzunar, am ieșit și așa s-a publicat prima mea carte. Dar vreau să spun că America mi-a dat șansa asta. Și după am publicat carte după carte, carte după carte și nu m-am mai oprit și nici nu mă opresc.
Deci, unde vreau să ajung, că da, m-a ajutat în sensul că mi-a deschis o poartă și mi-a dat șansele emisiunile de televiziune care nu m-au contestat, care m-au chemat și au fost intrigate de predicțiile mele. Știu că la un moment dat am spus că Al Gore câștigă, dar nu ajunge președinte. Am apărut cu 4 pagini în New York Times, pentru că nu le venea să creadă că niciodată n-a spus nimeni că cea câștigă o alegeri, dar n-ajunge președinte, că nu face niciun sens, nu? Dar s-a întâmplat exact așa, da. Da. Eu iubesc România, dar aș vrea și România să mă iubească pe mine. Adică să nu mă mai facă bucitor, să nu mă mai facă, nu știu, că atât am fost făcută de nici nu mai știu. Da. Ați putea să ajutați prin experiențele, prin cunoștințele, prin spiritualitatea dumneavoastră tinerii, pentru că toată problema este de educație. Și poate că ar trebui să veniți. De asta am spus că România trebuie să mă iubească, să mă invite, să mă primească, să mă accepte. Și voastră puteți să, pentru că aveți o relație bună cu televiziunile, mai ales în ultima perioadă, și ați putea să le propuneți să țineți un fel de lecții chiar televizate. Mass media are o forță nemaipomenită, dar totuși, eu cred că contactul de la om la om este cel mai puternic. Oh, absolut, categoric. Categoric. Poate pe un stadion, poate... Da, dacă s-ar crea oportunitatea de asta, nu depinde de mine. Deci eu vă răspund, eu vreau să vin, dar nu e numai la îndemâna mea. Vrea cineva, trebuie să organizeze. De exemplu, din suflet mulțumesc cu domnul Adășanu. Dacă nu era dânsul, acest lucru nu se întâmpla niciodată. E numai datorită dânsului, să știți, nu datorită mie. Eu n-am niciun acord aici, să știți. Dânsul a făcut, dânsul a organizat, dânsul a avut ideea, dânsul m-a sunat. Nu pot să vă spun cât de extraordinar a fost și cu mine și cât de frumos m-a tratat și cât de minunat este. Asta, deci dacă ar mai fi cineva sau dacă ar fi domnul Arneșanu să vrea să fie parte din așa. Da. Eu vreau. Eu accept și sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Răspunsul este că eu singură nu pot să fac. Astea sunt lucruri care trebuie organizate de cineva de la dumneavoastră de aici. Deci dacă dumneavoastră aveți oameni care se ocupă de asta și mă caută și spune am organizat niște turnee sau eu vin cu tot dragul, să știți, vin. Da. Perfect. Puteți veni. Absolut. E o promisiune cu atâția marcă. Doamne, eu văd asta peste vreo 3 ani. O, mă puneți la vreo 3 ani. Deci, domnul vizionar spune că încă 3 ani. Mulțumesc. Da. Vreau să mă întrebați ceva? Eu rezist, v-am spus. Am un training, nu știți cu cine aveți acasă. Da. Să alocăm niște bani, deși știu că țara asta are ce facă cu bani, să ne difuzați și în America la radio, în limba română. Categoric. Din nou, asta e inițiativa. Deci eu mă ofer. Dar am nevoie de sprijin asta. Dacă dumneavoastră îmi dați șansa, exact cum fac eu o emisiune în America, în fiecare săptămână, pot să fac și o emisiune în limba română. Și sunt sigură că ar fi foarte multă lume care ar suna, care ar vrea să știe și care ar asculta și care ar avea audiențe. Pot să fac o emisiune de televiziune lunară, că sunt atâtea emisiuni și cred că este și carență de emisiuni pe domeniul spiritualității. Deci eu nu numai vă aduc și oameni renumiți în lume care sunt colegi de-ai mei la Hay House, vă aduc niște oameni extraordinari pe care pot convinge, care sunt colegii mei, să vină cu mine, să ne unim forțele și să-i aducem în România. Dar din nou, fără concursul dumneavoastră și dacă mai durează 3 ani, hai să schimbăm asta puțin, să zicem 3 ani. Da. Nu. Să știu, viziunea dumneavoastră o
scoat textul din Biblie, Dumnezeu cel tot din început. De ce? Cum spuneți exact? Dumnezeu cel fără de început. Adică cine la care? Păi... Nu cine la care? Păi din nou revenim la aceeași situație în care Dumnezeu este acest infinit univers și chiar că infinit este, galaxie după galaxie. Și este foarte greu până la urmă să avem, sunt multe lucruri care încă nu le putem defini cu exactitate. Așa cum nu putem să definim cum să spun, cum s-a structurat acest univers. Ceea ce este extraordinar este măreția lui și, cum să spun, a fost ieri, nu știu dacă m-ați văzut acasă la Cornel Constantiniu și îmi spunea de, și m-a impresionat atât de mult, spunea Carmen, mi-e atât de frică, nu de moarte, de veșnicia ei, de veșnicie, adică faptul că noi putem să intrăm într-o altă dimensiune unde stăm pentru totdeauna. Dar ce e interesant, în dimensiunea asta unde suntem toți, suntem atât de limitați și atât de perisabili și suferim atât de mult, că dacă tu și în viața fiecărui individ, chiar unii care au situații materiale mai bune, în esență fiecare din noi trece printr-un purgatoriu, prin probleme emoționale, probleme fizice, suferințe, vedem părinții noștri bolnavi, trăim, suntem, cum să spun, într-un așa zis purgatoriu, viața pe pământ se spune că este școala vieții și că nu este ușor să fii pe pământ. Dar că dincolo de asta este de fapt eternitatea și este o lume mai bună. Eternitatea îmi dau seama, adică eu o simt, dar nu simt începutul. Cred că începutul este foarte greu de definit. Că aici e toată contradicția. Cine a fost întâi, bărbatul, femeia, ou sau găina sau cum. Adică acest început, ca în mod paradoxal, n-ai cum să-l... cum să-l prezi de la asta, nu cred că am cel... Aveți cel nou răspuns? Mai du-te la sfârșit și o să-l găsești. Da. Întâi trebuie să găsești sfârșitul. Da, Doamne, vă ascult. Spuneți-mi în cazul cu tremurile. Sigur, grupurile sunt cele mai vulnerabile. Ce ne puteți spune? De la ce an construite în orice tremurile? Poți să răspund la întrebarea asta? Da. Știți, e un banc. Era bun și promisese Dumnezeu că se schimbă și nu s-a schimbat. Și la un moment dat a trebuit să plece peste ocean, până atunci evitase o mașină mică, mergea cu autobuzul, mergea cu trenul, dar n-a putut să evite să plece cu avionul. Și se gândește, bă, nu mă omoară pe mine Dumnezeu dacă plec cu avionul. Că sunt acolo femei, copii. Nu o să poluștească avionul din cauza mea. Să duc în avion, decolează la 5 minute, buf, un foc. Moare. Ajunge la șeful. Și zice, Doamne, știu, eu sunt păcătos, n-am vrut să mă schimb. Dar cu ăștia ce ai avut? La care, Doamne, Doamne, știi cât mi-au luat până v-am adunat pentru toți? Ideea e în felul următor. Dacă cineva trebuie să moară într-un bloc, o să ne adune în blocul ăla, pe mai mult, și el o să cadă. Așa cum s-a întâmplat și cu femeile care au fost împușcate, așa cum se întâmplă. Deci, exemplu, între oamenii aia care erau acolo, că stăteam de vorbă cu un prieten care era avocat și mens, era o doamnă care a vrut să-și facă programare în ziua respectivă și a spus, nu mai am loc. Dacă îi se dădea loc, mai avea un candidat la moarte. Deci, asta nu sunt întâmplări. Există o lume de dincolo care are grijă de lumea asta și dacă e să murim, murim. N-are importanță în ce bloc, stați că e din 67, că e din 68, că e din 90, o să cadă la care trebuie să cadă. V-ați gândit din câte elemente suntem noi făcuți la corpul ăsta fizic? Deci pământ, apă, foc și aer. Cum murim noi? Prin una din astea patru elemente. Sau murim în foc, că nu e o întâmplare cu unii mor arși, murim pe pământ în pat, murim în apă, că ne necăm, sau murim în aer, cădem cu avionul. Deci, cele patru elemente, pământ, apă, foc și aer. Cele trei elemente, cele patru elemente ale creației fizice. Deci e o casă în patru colțuri. Pentru că trăim în lumea fizică. Lumea a cincea trece de lumea fizică. De aceea 2012 are cifra 5. Ia adunați 2012. Cât înseamnă? 5. 5 este a cincea dimensiune. Deci noi trecem de dimensiunea 4 în dimensiunea 5. Când trecem dimensiunea 5, a
ai conexie cu lumea aia care nu poți să o percepi la nivel senzorial, la nivelul ăsta vizibil. Deci unde vreau să spun este că se revin la cutremur. Cutremurile sunt o frecvență. Când se adună multă energie negativă, multă energie negativă, Pământul o absoarbe de la noi și Pământul spune, mai lăsați-mă în pace, ia să release de energie, să o lasă în univers. Și atunci se produce, să nu credeți că e întâmplător că s-a întâmplat un cutremur în Haiti, în Haiti. Dată fiind partea lumii, deci dacă te uiți unde se întâmplă cutremurile, unde se cumulează energii foarte negative. Însă în ultima vreme, cu alinierea planetară, nu mai avem controlul ăsta, pentru că vine și din cauza planetelor care se alinează, poate să izbucnească cutremur, dar vă spun, planeta Pământ e cam supărată pe noi. Că prea multe rele am făcut la planeta asta, că în loc să o păzim și să o iubim, am crezut că o stăpânim noi și am început să ne bate joc de our Mother Earth. Și de asta și ea se supără puțin pe noi acum. E momentul să spună, măi, aveți voi grijă acolo ce faci. Ia să vă mai dau câte un cutremur, poate vă treziți. E un fel de a spune, adică metaforic, dar cutremurile sunt eliberarea vibrațiilor negative la nivelul scoarței Pământului, că nu le mai poate duce nici Pământul energiile astea. Da. Cine va fi următorul președinte după Băsescu? Eram în 2008-2006, vine la mine de la Cotidianul și mă întreabă, știți cine ajunge președintele României? Și mi-a zis, eu văd un bărbat cu litera M, care a fost politician, cu ochii albaștri. Zic, asta văd eu, 2006 am ziar undeva acasă. Când ați avut asta alegerile, înainte de alegeri m-a întrebat, dar cine ajunge președinte? Zic, e 50-50, luați ziarul și ce... Zic, s-ar putea să aleagă băratul ăla cu mâncă, care era Mircea Joană, băratul cu mâncă, care a fost politician, s-ar putea să iasă. Dar există și 50-50, că o să fură alegerile pe ușa din dos, cu aia din străinătate, cică, și o să iasă tot Băsescu. Dar dacă iese Băsescu, o să iasă și lumea stradă. Era simplu de înțeles. Deci toate astea s-au zis din 2008. Eu personal vă spun că nu cred că anul ăsta se va termina acest mandat. Eu personal. Poate dumneavoastră vreți să rămână la conducere, poate dumneavoastră vreți. Eu nu vreau nimic, pentru că eu nu-l cunosc. Eu vreau cum e mai bine pentru dumneavoastră, dacă pentru dumneavoastră este mai bine să rămână, e perfect. Eu atâta știu că în viziunea mea văd pe altcineva care încă nici nu-l aveți, nici nu știți pe unde e. Că niciunul din care l-aveți nu sunteți destul de mulțumiți. Și aceeași chestie se întâmplă și America, dacă eu te uit, nici democrații, nici republicanii n-au nimic ce trebuie, pentru că așa se întâmplă când se fură ceva. Când se fură alegerile, la următoare alegeri rămâne puțin într-o perioadă așa de contradicție. Deci, în viziunea mea ajunge președinte cineva care apare așa neașteptat și este un bărbat mai tânăr, un bărbat, ăsta spun de mult, de câțiva ani. Încă nu s-a produs, că să știți că predicțiile nu se produc peste noapte. Predicțiile durează să se durează un timp și în viețile noastre private lucrurile nu se întâmplă imediat. V-ați anticipat vreodată propriile evenimente careva dintre dumneavoastră? Ați avut vise în care v-ați văzut ce o să vi se întâmple? Da? Ați avut? V-ați văzut în viitor, 5 ani în viitor, sau știu că o să aveți o anume situație, sau ați anticipat o anume carieră, pentru că toți putem să prezicem pentru noi, să știți. Și e foarte interesant să ne urmărim propriile noastre premoniții. Știați că Lincoln, președintele Americii, cu 2 luni înainte de a fi împușcat în Casa Albă, s-a sculat în miezul nopții și a văzut un sicriu în miezul, în Casa Albă, în mijlocul Casei Albe. Și s-a dus și l-a deschis și s-a văzut pe el în sicriu, cu 2 luni înainte de a muri. A rămas celebră această istorie pentru că el a scris despre asta. 2 luni mai târziu a fost omorât în Casa Albă. Deci, noi știm când murim, știm multe lucruri care o să ni se întâmple, de asta vreau să dați atenție mesajelor care vă vin în creier. Nu știți de unde câteodată, vă vin un gând așa și câteodată vă întrebați ce să fac cu gândul ăsta, să-i dau crezare sau nu. N-am să-i cătresc că erau la World Trade Center, erau 2 români care lucrau la ultimul etaj, la World Trade Center. Veniseră din România și îi cunoșteam. Și se certau între ei dacă să meargă dimineața în ziua de septembrie sau să nu meargă la servici în ziua respectivă, lucra la ultimul etaj. Ea a spus, eu nu mă duc. El a spus, trebuie să merg eu, că abia
am venit din vacanță și trebuie să mergem. Și în final au mers și au murit amândoi. Realitatea este că unul din ei nu trebuia să meargă, dar l-a tras și pe celălalt. Există și cazuri de genul ăsta în care viața poate să fie întreruptă. Și asta e altă tematică. Da, iubire. Deci, asta e o mare chestie. Deci noi suntem jumate energie feminină, asta e teoria mea. Nu știu că domnul Ajijan vrea să mă contrazică. Noi avem yin-yang, avem male and female, avem această, cum să spun, nu suntem 100% o energie feminină, este și o energie masculină în noi. Eu am cazuri, am avut ieri cineva care m-a oprit și care m-a văzusem de mult și am întrebat ce faci, zice, mai am o problemă, zic, care? Zice, am o fetiță care spune că e bărbat. Da, și chiar crede că este bărbat. Acum 2 săptămâni a venit și am ne tot așa, zice, Carmen, noi ne-am întâlnit acum 15 ani la New York. Zice, am venit să te văd că mi-ai spus că o să am o fată și un băiat. Și așa de rău m-am supărat pe tine că eu am născut o fată și formăm cu o fată. Și tu mi-ai spus că o să am o fată și un băiat. Și uite ce s-a întâmplat. A doua mea fată și mi-a dat o poză, îmbrăcată băiat. Vrea să facă transplant de sex. Nu se crede femeie în niciun caz. Și tu mi-ai spus că o să am un băiat. Uite băiatul. Dar el e fată. Dar nu se crede că... Deci se întâmplă ca transmigrarea asta care se... a sufletului să fie dintr-un om care a fost înainte un bărbat și să devină femeie sau viceversa. Deci se întâmplă, lucrurile astea se întâmplă. Eu, de exemplu, nu cred în chestia cu animalele. Nu cred că dacă eu am fost pisică, în viața asta pot să fiu femeie. Nu știu, nu știu de ce asta nu... Așa cum nu cred în teoria lui Darwin, în niciun caz, că noi ne naștem din mai mulți. Nu o să mă convingă nimeni niciodată, că vin, eu vin din mai mulți, nu știu. Nu pot să cred asta. Da, da. Imediat vă răspund. O să spun un banc domnului Ajijan? Da, sigur. Că trebuie să mai râdăm. Mai tare puțin. Nu vreau auzit deja. Mă riscă? Da. Trebuie păcătuși la poarta lui, în fața... Trebuie păcătuși? Sunt de fel. Așa. Ce păcat e? Dată nevastă. Bine, hai treci până la acolo. Vin următorul. Tu ce ai mai făcut? Păi, să credeți, eu am tot ce am prins, am... Am rupt. Da? Bine, hai, du-te mai departe până la... Da, la departat de tot. Bine, și ultimul. Tu ce ai mai făcut? Care era bună? Să vedeți, eu nu am și ăla niciodată soție, am fost fidel, am fost atent cu ea. Trebuia să fie bun. Aici se ia pe păcate din păstire. Deci, ceva de genul. Oh. Mă, o să fiu cu 9 ori, asta era ideea, nu? Da, vă ascult, vorbeam niște fete, spune. O întrebare mai serios. Da. Credeți că dumneavoastră v-ați putea sacrifica să coborâți din luxul din America, din noroiul din România? Dar nu e noroiul în România. Eu m-am obișnuit într-o viață puțin mai comodă acolo, chiar foarte comodă, ca să nu-i exagerez. Da, întrebarea este, mă propune cineva pe mine la președinție? Crezi că dacă poporul m-ar dori, absolut, dacă poporul m-ar dori, dar ce dreptate aș face? Oh my God, toate le-aș lua înapoi, toți ăștia care au furat să vină aici la, să dea, să spune ce au furat, totul, să dea înapoi. Fără furturi, că e karma negativă, poftim? Sunteți socialistă, văd.
Da, Doamne, eu sunt pentru ca toată lumea să aibă. Asta e principiul meu. Eu, și eu de asta promovez. Doamne, toți putem să avem. Închideți ochii și vedeți că totul se poate. Totul se poate. Noi putem, noi avem puterea noi. Dumnezeu nu vrea să fim atât de egali și săraci și fericiți. Adică Dumnezeirea, perfecțiunea asta, nu vrea ca unii să moară de foame. Și prea mulți mor de foame. Este nedrept. Eu sunt toate organizațiile astea, Vital Voices, cu Hillary Clinton din 96, unde toate, noi ajutăm toate femeile, dacă ați vedea femei de pe tot globul, care vin amărâte, că nu au, cum să spun, nu au cum să meargă la școală, nu știu nici să vorbească, nu știu nici să citească, de pe Congo, din Africa, de nu se știe de unde, câtă suferință există, câtă nedreptate materială există, este înfricoșător. Deci eu zic că un om care e un lider a unui popor trebuie să gândească pentru fiecare din poporul lui, să nu-l vadă amărât. Cum să tăiem pensiile la amărâția de pensionari? Păi eu sunt revoltată că poți să le iei pensiile. Nu știu cum zice dumneavoastră, dar mie mi se pare cel mai nedrept lucru de pe pământ. Ar trebui să ne gândim la cei bătrâni, să ne gândim la copii, să dăm la toată lumea, să dăm la femeile care sunt singuri. Și o să zice, nu există, că nu mai avem în visterie. Nu e adevărat, există pentru toată lumea. Se vede că doamna este in, eu vă spun că se poate. Că dacă trebuie să te aibă undeva, nu să te aibă pasionată să existe pentru toată lumea. Nu știu dacă mă credeți, dar eu sunt sigură că eu, dacă aș fi să fiu președinte și cum o știu eu, deși nu mă laud, cum o știu de bine pe Hillary Clinton și ce femeie extraordinară, am putea să ducem mult mai departe România de cum este. Dacă vreți, mă credeți, dacă nu credeți, cum vreți dumneavoastră. Dar eu vă spun exact că eu am un potențial aici, printr-o legătură politică care o am eu, care este cea mai puternică la ora asta, ca să reușim să ridicăm țara asta unde trebuie, că nu e drept ce se întâmplă cu noi, nu e drept. Noi suntem un popor bun, generos, suntem primitori, dăm tot ce avem, invităm pe oameni în casă, le dăm să mănânce dacă vin, avem suflet bun. Dar ce trăim acum, suntem victimizați, victimizați mult prea rău și e mult prea nedrept. Și mult prea mulți oameni amărâți sunt. Eu mi-am pus și eu televizor de român și sunt îngrozită în ultimii 2 ani ce văd că se întâmplă la televizor. Câtă nedreptate, câtă suferință. Oamenii ăia îngropați în zăpadă. Cum e posibil să nu dăm ajutoare? Cum e dacă ești conducător, dacă ești conducător de stat, trebuie să fii între popor, că de asta te-a ales poporul. Nu se intereseze de averea ta. Nici nu mai contează averea ta. Nici nu mai contează. Stai și tu ca și... Fă-te și tu să trăiești ca la sărac, ca să simți ce simte la sărac. Așa trebuie. Asta este viziunea mea. Și așa sper să se ajungă vreodată să fie pe pământ, nu numai România, peste tot, să fie liderii, să fie oameni adevărați. Nu să fie zgârciți și să intereseze numai de ei și de îmbogățirea lor și să n-aibă suflet și să n-aibă o educație a spiritualității. Nu știu, poate că eu sunt trăiesc într-o imagine utopie, că nici în America nu există lumea asta. De asta eu și acolo aș vrea să schimb ceva, dar acolo n-aș avea, cred că chiar atâta influență, că e prea mare țara, da. Cine mă mai întreabă, da? N-am înțeles dacă... Vreau să vă spun că, după părerea mea, din nou, sfințenia asta din noi vine de cum venim. Nu știu dacă îmi dați dreptate. De la naștere, din momentul... Și încă ceva care am avut multe contradicții cu americanii. Eu sunt de părere că noi nu... o femeie când este gravidă, nu există spiritul acolo. Că eu zic că într-un corp nu poate să existe două spirite, în același corp. Eu zic că spiritul vine când luăm primul breath of air, când se naște copilul și ia prima respirație. Nu știu, vreau să mă contraziceți. Am avut foarte multe contraziceri pe tema asta. Mă contraziceți? Da. Eu, asta e teoria mea și de-a mie îmi plac contrazicerile. Deci eu zic că în momentul în care când ne naștem, atunci primim identitate, atunci primim sufletul, intră în noi. Eu zic că dacă ar fi două, este viață, nu spun că nu este un living organism, înăuntru în femeia care concepe nu există o viață, o mișcare, dar nu cred că există, că de ce? Numai când ne naștem primim un nume, primim o dată, primim o codificare, primim sfințenia, primim numai în momentul acela în care venim pe lume. Nu cred că înainte, nu cred că e posibil ca două spirite să trăiască în același corp.
aștept contraducerea. Cred că e mai important momentul concepei decât momentul nașterii. Pentru că... deci spuneți că momentul în care concepem este momentul adevărat al... este momentul adevărat al venirii. Deci al venirii? Absolut. Dar ai foarte nedefinit. Deci că nu știm cu cine concepem, că unele femei nu se știe exact cu cine a avut copilul. N-are importanță asta. Momentul concepției cred că e cel mai important și atunci există, mă rog, spiritul care coboară pe unul dintre cele două canale, fie că e mamă, fie că e tată, și rămâne acolo cantonat în mamă perioada respectivă. De ce? În vechile culturi, maestrii mergeau și stăteau de vorbă cu spiritul de la concepție, de stăteau de vorbă cu spiritul... Acum nu mai fac asta. Nu mai fac, nu mai știu. Și stai de vorbă cu el și deci se ducea și îi îndrumau către calea lor. Adică, eu, să zicem, eram cântăreț la Nai, mă duceam mama însărcinată, spiritul respectiv îl învățam de pe atunci. Cu Nai. Cu Naiul, cu statul. Mă rog. Ei, ideea este, așa se transmitea informația înainte. Ori spiritul exista deja. El primește și alte structuri la naștere. Asta este clar, odată cu ieșirea din corp, din grupurile mamei. Da. Dar am stat de vorbă cu femei care au această relație personală cu copiii și au avut relații cu copilul lor încă din burtă. Adică, efectiv, relații mentale, telepatice. Ok, nu. În primul rând... Aici e contradicția, pentru că deci, secundă, eu fac deosebirea între Duhul Sfânt și sinele omului. Sinele omului vine de la concepție, Duhul Sfânt îl primești pe la nervă. La 4 luni primești sufletul, când mișcă, aia este primul Duh Sfânt. Și, deci este Duhul Sfânt propriu-zis, atunci prim, la botez primești Îngerul Păzitor, care e altceva și îți spală păcatele și primești acces la Cerul 10 prin cruce. Dar tu Duh Sfânt, orice om are acces la Duh Sfânt prin suflet. Care este, știți când se povestește despre, când se spune în Biblie, despre momentul mișcării în burtă al copilului. Când a venit Maica Domnului la... Ei, pe la 4 luni se primește suflet. Dar este tot Duh Sfânt. Aici v-ați luat. Nu, acolo de seria. Studiul meu. Nu, doamne ferește. Eu rămân la părerea, m-ați convins un pic, 5%, deci mai trebuie tot puțin să Părinții își pot alege spiritul copilului sau doar copilul își poate alege părinții? Nici. Și aici ne contrazicem. Eu zic că noi, cei care vin de acolo, văd mai mult, sunt cei care aleg. De când de sus vin. Da. Eu totuși zic că... cei care au karme grele nu-și aleg ei. Da. Cei care își aleg sunt cei cu karme mari. Iar părinții care își aleg, asta este de drept utopic, pentru că dacă ești la un nivel jos, nu poți să alegi. Dacă ești la un nivel sus, accept ce-ți dă Dumnezeu. Deci nu alegi. Aștept să vezi ce este. Eu zic că totul este programat și îl contrazic pe domnul Agiușean. Eu zic că noi... Eu zic că noi avem șansa, după ce plecăm aici, să ne uităm înapoi și să știm de ce vrem să venim, indiferent la nivelul care suntem. Vrem să venim înapoi pentru că am lăsat ceva nerezolvat și atunci avem dreptul să programăm anumite lucruri, mai ales când e vorba de karma familiei. Eu am scris o carte, Karma de fiecare zi, și asta cel mai important lucru este karma familiei. Unde venim noi, acolo venim cu toate rădăcinile, cu toate problemele, cu toate lucrurile nerezolvate, cu toate reflecțiile a tot ce trebuie noi să generăm. Deci din momentul de familie, de acolo se naște nucleul a ceea ce trebuie noi să devenim și lecțiile karmice pe care avem să le învățăm. Așa, dacă s-a ridicat de ceapă, așa o să mă placă. Fertilizarea in vitro, vreau să-mi dați detalii. Ce părere aveți despre asta? Fertilizarea in vitro? Păi stați că aici ne ajungeți tot la confuzia mea. Că vă duceți la fertilizare de 100 de ori și nu vă iese. Și ziceți, dom'le, dar ce nu iese? Și știți ce se întâmplă? Vă duceți acasă după ce ați dat o avere la doctoria care vă jupaie de bani și faceți natural. Și zici, ce Dumnezeu m-a chinuit și am aruncat și banii și am avut eu nenumărate cazuri de genul ăsta. Aici nu se pierde. Până la urmă. Dacă iese, că avem
Nu, o secundă. În, mă rog, în anumită școală spirituală, nu îi dau numele ca să nu, se spunea problema că în infertilizare in vitro ies copiii în legile carne, care are o doză de adevăr. Dar pot să vă spun că am studiat cazul și am, pot să vă spun că s-au născut și copii în legea, deci copiii veniți cu DH mai mare de 80. Deci dincolo de CO, care s-au născut prin fertilizare in vitro. Deci este posibil, chiar ca un spirit mare, superior, cu vârsta astrală mare, să nască prin fertilizare in vitro. Ok. E partea mea. Dar sunt anumite, sigur, teritorii în deci îmi place această argumentare, o iubesc la nebunie, să mă contrazic, vorbind de femeia, jumătatea mea, adică contradicțiile care există într-un bărbat și o femeie, care sunt totdeauna, mai ales lucrând pe aceeași tematică. Completare, da, vorbim și nu ne cădem neapărat, vezi că nu vreau să fiu că vreau să fiu cu tine pe așa ajunge. Nu, adică eu am părerea mea să sunt și foarte greu, dar nu, poate în asta aveți dreptate, nu, hai să... Nu zic, putem să studiem. Da, trebuie să studiem. Asta e întrebarea noastră? Da. Foarte interesantă. Cum este posibil să existe flash-uri din viitor sau deja-vu-uri, indiferent de starea emoțională? Astea, deja-vu-urile vin chiar indiferent de starea personală. Poate să vină pur și simplu mergând pe stradă sau sunteți în baie sau... Nu se știe în ce circunstanțe flashback-urile pot să vină. Noi, lumea în care trăim, este limitată de timp, de conceptul ăsta de timp care este făcut de noi. Einstein vorbea de time continuous, deci dincolo de timpul ăsta limitat, există un timp continuu. În așa zisa lume universală sau lumea lui Dumnezeu în care toți trecem, timpul devine continuu, timpul nu mai este limitat de spațiu și de parametri. Nu mai există limitarea numerologică, că toți vedem cu o codificare. Eu vă întreb de unde, în ce zi te-a născut, în ce lună, în ce... E o codificare. Și trăiești în timpul limitat. Dincolo de spațiu este timpul continuu. Dacă pur și simplu trăiești la un moment dat o secvență în viața ta, când creierul tău are o, cum să spun, atinge dimensiunea timpului continuu, atunci tu ai trecut în viitor. Vă dau un exemplu. Pentru o secundă și când ai trecut în viitor, ai flashback-urile a ceva ce se întâmplă. Eram în anii 80, trăiam, aveam o dace, cădeau ușile, roțile, totul, dar era mare, aveam dace. Și eram pe șoseaua spre Ploiești, mergeam la un, cu fetele mele de la Express, mergeam la un spectacol. Și dintr-o dată, acel timp continuu, eu l-am accesat, fără că n-a fost nimic intuționat și șoseaua, care era pe două benzi, s-a transformat într-o șosea pe șase benzi și nu mai eram în mașina în care era, pentru o secundă am și acum, așa cum se spune cel, am trecut 10 ani în viitor, deci eu nu mai eram în momentul ăla, pentru o fracțiune de secundă, eram în America, pe o șosea cu șase benzi și cu tot o altă mașină. Deci, de asta puteți și în asta să aveți flashback-ul sau ale trecutului sau ale viitorului, depinde și nu sunt neapărat generate de nimic special, pur și simplu poate să vină, poate să vină în timpul somnului, poate să vină la orice oră și nu sunt neapărat influențate de nicio stare emoțională. Trebuie să iau și pe așa, da, iubire. Aici sunt, eu sunt maestră, la toate stațiile de NBC cu spiritele, da, toată lumea mă întreabă. Da. Deci hai să termin cu ultima. Deci nu oamenii născuți într-o zi de 11, ci numerele, oamenii acolo între cod de viață, deci luna, ziua și anul, reducându-le la un singur număr, echivalează un 11. Și dacă ajungem aceia, sunt oameni care sunt superiori în sensul că sunt oameni mult mai umani, sau cel puțin ar trebui să fie, și sunt oameni buni și care vin pe pământ, se numesc în hinduism Bodhisattva, ei vin să se sacrifice.
De aceea Dumnezeu, dacă iei după codul lui numerologic, a fost un 11, Buddha a fost un 11. Și mulți din cei care sunt, cum să spun, suflete mari, mărețe și evoluate, care nu mai contează viața lor privată, ei pun în față viața celor din jur. Și de asta codificarea lor este cu numărul 11, pentru că sunt atât de evoluați încât lumea, viața lor privată nu mai are nicio semnificație, ei se dăruie și se dedică pentru cei din. Astea sunt oamenii cu numărul 11. Sunt oameni superiori într-un fel, prin felul în care tratează lumea și în care se poartă cu cei din jur. Iar întrebarea cu spiritele. Știați vreodată că singura substanță în lumea asta fizică, care ține, care aduce cu ea vibrația umană, este lemnul? Da. Da. Deci de multe ori auziți pocnituri în lemn. Se spune că a murit cineva, domne, și pocnește dulapul, dar nu știu de ce dulapul. De ce a fost făcută crucea lui Hristos? Din lemn. Când moare cineva, nu-i puneți piatră întâi, îți faceți o cruce de lemn. Pentru că duce vibrația sufletului respectiv. Deci, lemnul ăla, vedeți pe ce lemn dormiți, de unde cumpărați patul, ce fel de mobilier în casă, pentru că duce vibrația persoanei respective. Să zic că ați moștenit un pat foarte frumos, antic, de la nu știu cine, care se pare că a murit în patul. Vibrația aia se transpără, deci e foarte important să aveți atenție ce lemn aveți în casă, de unde vine, ce proveniență, pentru că așa, na, spiritele sunt de mai multe feluri. Sunt spirite care au o trecere pașnică, care așa au încheiat viața pe pământ, au trecut, este cum ai trăit așa și mori, este foarte important. Trebuie să știți că cum mori este foarte semnificativ, că vezi oameni care se chinuie și se chinuie și au o suferință și te întreb, dumneavoastră să spune cine i-a blestemat sau ce s-a întâmplat de se chinuie atât de mult să treacă în neființă. Și vezi oameni care mor, bunica mea s-a dus, s-a culcat și nu s-a mai sculat. Deci asta este așa zisa trecere liniștită ideală. Sunt oameni care sunt omorâți, cum se spune, sau sinucis. Da? De ce se spune în religie? Că să nu te sinucizi, pentru că interupând cursul în lumea asta fizică, nu-ți termini socotelile și rămâi într-un spațiu, într-un vid, nedându-ți posibilitatea să te ridici, să te elevezi de la... Și ăștia devin, așa zis, și ghost, poltergeist, că ei nu-și găsesc drumul. De multe ori mi s-a întâmplat să am de-a face cu spirite care pur și simplu le simt că sunt nemulțumiți, sunt nefericiți, fac zgomote. Ați auzit de spirite care poate să domine pentru că sunt foarte supărați în trecerea lor, de fapt n-au trecut nicăieri. Dar nu mai au corpul fizic. Și este lupta aia. Și rămân în eternitate într-un spațiu de ăsta, se spune, că nu te urci în lumea spirituală și rămâi între, pentru veșnice. Alea sunt cele mai groaznice. De asta se spune că nu e bine să te omori, să-ți iei zilele, pentru că nu poți să treci în pragul superior și rămâi ca și cum ești zidit undeva și de acolo nu mai ai scăpare. Sunt și spirite care sunt total nocive, cum se spun, inocente, și care vin și care încearcă să comunice. Eu am o plăcere extraordinară să vorbesc cu cei care nu mai sunt, câteodată că vor să vină, vor să spună ceva, vor să te anunțe ceva, vor să li se facă dreptate. Sau... Și este fascinant, de câte ori vin, au ceva de spus, își spun numele, se identifică. Este o femeie aici, în secunda asta, când vă vorbesc, care spune că numele e Ioana, nu știu care din voi, dar vă spun în secunda asta. Este o femeie mică de statură, care are o pinci și spune că numele e Ioana și că a trăit undeva la țară, prin Ardeal, o văd pe aici, fuge așa, o să credeți ce vreți, dar simt prezența unei femei. Nu știu care a intrat în asta, ați avut o bunică, o mamă cu numele ăsta, dacă vă rezonează să-mi ridicați mâna. Ioana? A fost bunica ta? Și nu spui nimic? Era și credincioasă. De la ea am învățat de tot. Apoi atunci, de ce ai Ioana aici? De asta este Ioana, că zice, măre, de ce e aici și așa de prezentă? Că este bunica lui Dragoș. Eu n-am știut niciodată, eu când m-am cunoscut pe Dragoș, dar pe bunica lui o văd foarte clar.
Și e așa de drăguță și așa de normală și are, știți că unii oameni așa simpli au normalitate extraordinară și înțeleg că dacă ai învățat de la ea să spui Tatăl nostru, a vrut să spună că, domnule, eu sunt aici, te urmăresc, nu stau. Stai să vedem ce... Așa. Și deci asta este cu spiritele. Este fascinant să vorbim, să nu vă fie frică, să nu vă fie frică. De mult, toți avem așa zis și îngerași și nu știu, păzitori, care ne ajută și dumneavoastră aveți, și dumneavoastră aveți, și dumneavoastră aveți. Fiecare din noi au sufletele acelor pe care am iubit sau chiar câteodată suflete care ne-au venit din alte vieți, care ne ajută, ne iubesc, ne protejează. Este extraordinar să ai sentimentul că dumneavoastră aveți o grămadă în jurul dumneavoastră, care sunteți cu puloverul. Sunt mai mulți, da, care toți sunt prezenți, nu știu ce probleme aveți, dar zice că toți vor să vă ajute. Și o să simțiți un ajutor în luna mai, da, da, dumneavoastră, dumneavoastră. Și vreau să vă spun că este atât de uluitor cum se poate comunica cu ei, cum se poate sta de vorbă și cât ajutor se primește. Nu știu dacă mă uită, este fascinant și vă invit să vă faceți propriile încercări de a comunica și până la urmă când nici nu credeți o să reușiți. Dar este o lume fascinantă și este de unde ne vine tot ajutorul, că de la semenii noștri mai puțin ne vine ajutorul când vrem să-l primim. Și guvernul vine de sus, e o lume guvernată de la o altă, de la alt nivel. Da. Depinde. Sunt suflete care n-au venit, eu știu, mă uitam la unul din copiii mei, n-au venit 3.000 de ani. Sunt suflete care vin la un moment dat, suflete care nu trebuie să mai vină. Suflete care au considerat, care și-au încheiat socotelile și nu mai trebuie să vină în lumea asta fizică. De-aia vă rog frumos, încheiați-vă toate socotelile. Că aici nu mai vrem să venim. Adică vrem să terminăm cu, cum să spun, cu suferința lumii fizice și să ne putem ridica într-o lume care este mult superioară lumii în care trăim. Deci este important să ne uităm la faptele noastre, la ce am realizat, dacă am făcut cuiva rău, să încercăm să corectăm, să ne încheiem toate socotelile cu oamenii din jur și să cerem totdeauna să avem timpul necesar ca înainte de... Atunci plecăm liniștiți, plecăm liniștiți, plecăm fericiți. Dacă ei nu iartă, nu e problema noastră. Deci, dumneavoastră, dacă cereți iertare, este primit. Dacă cealaltă persoană nu vă iartă, nu este karma dumneavoastră. Deci, important este ca dumneavoastră suflet să fiți în păcat, da. Asta era întrebarea? Nu? Așa. V-ați păi stați puțin, că dacă începem așa, voi mâine când pleacă avionul meu, eu tot aici sunt. Tot aici sunt. Nu mai ajung la avion. Dar nu că eu aș fi... Eu pot să stau să nu dorm, rezist până secundă. Atunci. Sala este până la ora 10. Ca să beneficieze toată lumea asta, aș vrea să lăsați întrebările personale pentru voi. Doamna Hara o să poată să... Am aici niște anunțuri de făcut, printre care și aceea că o să facă ședințe telefonici săptămâna asta pentru români în mod special cu alt tarif. Singura că eu pot să fac asta. Singura chestie este că fiecare din asta are o mică întrebare. De asta sunt absolut sigură. Și o să plecați fiecare din asta că ceva nu vi s-a răspuns și eu rămân cu o karmă negativă că n-am putut să vă împlinesc pe toți. Eu, în general, încerc să răspund și câteodată stă așa, am primit 6.000 de mesaje în 24 de ori. Pentru că sunt doar un singur om, e foarte greu să răspund. Dar încerc să știți că eu am bunăvoință și cât pot încerc. Și știu că mulți dintre nu aveți bani. Și când nu aveți bani, totdeauna să scrieți că, doamna, n-am bani, nu pot să plătesc, nu e nicio problemă. Eu nu vreau niciodată să iau nimic de la cine nu are. Vreau să dau la cine nu are, dar nu să iau de la cine nu are. Deci dacă nu aveți și aveți probleme, scrieți-mi. Dacă nu vă răspund, scrieți-mi din nou, că până la urmă eu tot am să vă răspund. Din cauza că avalanșa de așa, câteodată nu pot să fac cum aș vrea eu să fac. Da. De unde știu când fiecare dintre noi greșește față de cineva. La un moment dat, pe parcursul vieții, realizăm acest lucru și vrem să îndreptăm. De unde știu câte lucruri bune trebuie să fac sau ce lucruri bune trebuie să fac față de persoana aia, dacă mai pot să fac față de aia? Și ce vreau să răspund, de multe ori, dacă nu greșim cu intenție, nu, greșelile noastre se întâmplă dintr-un accident, nu sunteți judecat.
Dumnezeirea nu ne judecă, oamenii ne judecă. Noi între noi ne crucificăm, că noi oamenii l-am crucificat pe Hristos și dacă e să ne gândim cine l-a crucificat, romanii, de unde ne tragem noi? E roman. Noi suntem mai romani ca romanii la ora asta, nu? Suntem popor latin și am prezervat limba latină mai bine ca oricum, de-aia noi suntem foarte romani. În felul nostru am păstrat ceva din caracterul ăla care este karmic. Să urmăriți totdeauna că multe lucruri care vin din familie se transferă la copiii voștri, la strănepoți, la nepoți. De asta este foarte important. Ce sădiți dumneavoastră se numește karma în acțiunea noastră și se reflectă în generațiile următoare. Nu scăpăm, este ceva de, așa zis, roata vieții nu se scapă. De asta trebuie să fie foarte clar tot ce plantați. Să nu vă vină dumneavoastră înapoi sau să nu, și cel mai rău vă vine reflectându-se în viața nepoților și strănepoților. De unde știți? Vă urmăriți faptele. În fiecare zi vă gândiți 3 secunde, nu mai mult, nu cât de greu a fost cu metrou, nu cu banul, nu cât de rău a fost șeful, nu cum vă stă părul, nu nimic. Vă gândiți ce am făcut eu în ziua de astăzi. Am făcut ceva rău față de cineva sau față de mine, că de multe ori ne chemăm karme negative nefiind buni cu noi. Este important să fim buni și cu noi și să ne iubim pe noi, ca să putem să iubim și cei din jur să ne iubească pe noi. Dar urmărindu-ne în fiecare zi karmele, nu, karmele se, știți cum se înmulțesc, parcă sunt ca și buruierile. Karmele nerezolvate ale unui popor se înmulțesc și se răspândesc și, cum să spun, cuprind tot poporul. Deci, noi, ca popor, în primul rând, global, ar trebui să ne gândim ce am făcut noi ca popor de-a lungul a ultimii 2000 de ani. Să revizităm acțiunile noastre ca nație, ca să putem să ne eliberăm și să trăim o altă viață, pentru că altfel ne urmăresc. Mi l-ați luat sau mi l-ați dat? Care a fost? Mi l-ați luat? Cum face? Medical în viitor? Da. Deci eu sunt, fără să vreau am ating problema asta, cred că eu mai am un ochi aici care nu l-ați văzut. Deci, cum văd vindecarea spirituală? Asta este vindecarea spirituală, revizitarea karmei poporului. Că noi nu avem karma de familie. Eu sunt prima care am scris despre karma personală a familiei și karma globală a omenirii, care se reflectă, tot ce omenirea a făcut de-a lungul timpului, tot ce poporul ăsta a creat în timp, se reflectă. Generația de azi, noi ce facem azi, generația asta, se va reflecta în copiii dumneavoastră, în nepoții dumneavoastră. Intra cu ei toate acțiunile de azi. Dacă este foarte adevărat și de asta e atât de și de asta spiritualitatea ne ajută să înțelegem, ne ajută să ne schimbăm acțiunile, ne ajută să ne purificăm. Și de asta aș fi vrut ca o discuție de asta să fie poate televizată, că ar fi ajuns să cuprindă mai multă lume, să ajungă la urechile și la sufletul la cât mai mulți oameni, pentru că oamenii, eu știu că dumneavoastră rezonați la tot ce vă spun eu și cu cât rezonați, înregistrați multe din lucrurile astea, vă rămân în suflet, le duceți cu dumneavoastră și vă schimbă ceea ce sunteți, deveniți altcineva, vă transformați, este o transformare extraordinar de bună care se produce la modul ăsta pentru atâta lume care există aici. De viitorul medicinii vă spun că asta eu sunt cel mai entuziasmată. Atât de multe lucruri se vor descoperi repede în medicină, încât vom rezolva probleme cu cancerul, vom rezolva probleme cu ochii. Noi, eu știu, vă spun precis că avem cure pentru cancer, dar nu vrem încă să-l punem pe piață. Dar o să-l punem. Și vom rezolva multe din bolile astea genetice, ca diabet, viața se va prelungi, vom trăi mult mai sănătos, vom întineri. Asta mi se pare cel mai colosal. Vom descoperi metode de întinerire a organismului uman. Se poate, la nivel celular. Și totul la nivel celular. Că la nivel celular se produce și îmbătrânirea, la nivel celular se poate transforma complet fizicul nostru. Vom asista la niște, cum să spun, lucruri în fieldul medical sunt absolut fenomenale, greu de imaginat. Când Jules Verne a spus o să zburăm în aer, am spus nu se poate. Când Giordano Bruno a spus pământul se învârte, Inchiziția zicea că pământul e rotund.
și l-au ars pe Giordano Bruno de Viu. Și a spus că cum a putut să spună? Așa cum l-am urât pe Hristos, că a spus eu sunt copilul lui Dumnezeu. Vin din direct să spună, noi toți suntem copilul lui Dumnezeu. Dar noi am fost atât de limitați în gândire și am comis atâtea lucruri rele față de cei din jurul nostru care am fost mai luminați și i-am crucificat și i-am, cum să spun, i-am decimat, am vrut să-i distrugem pentru că au avut curajul să spună ceva care noi nu înțelegeam. Și acum suntem într-o fază în care trebuie să înțelegem mesajele, trebuie să le acceptăm, să fim mai buni, mai conciliat, pentru că viitorul lumii este extraordinar, dar trebuie să ajungem acolo. Cine mai era cu mâna sus? Da, iubire. O categorie. Fiecare dintre, cel puțin fiecare dintre noi de aici, nu vorbesc prea tare, da. Așa, are necazurile lui. Absolut. Mai mare, așa. Da. Două probleme aș fi vrut să vă întreb. Da. Care era deci aceasta? Dacă puteți să ne dați un site pe care să vă scriem. Sau asta vă, o să vă dau eu la sfârșit, așa. Site-ul și tot. Și a doua chestiune pe care vreau să vă întreb este de fapt o Stai să vă lăbresc. În primul rând, eu n-am spus că vor fi trei zile. Profeția de la Fatima a vorbit de trei zile de întuneric. Eu am spus că traducerea acestei profeții, profețiile de multe ori trebuie interpretate. Nostradamus a făcut profeții, nu l-a înțeles nimeni. L-a înțeles după ce s-a întâmplat. Deci Fatima a spus trei zile metaforic. Zilele de întuneric se referă la momentul ăla în care se poate întâmpla ceva, întuneric într-un mod simbolic, fiind comunicarea asta. Dacă închidem lumina, aici stăm în beznă, nu? Deci nu neapărat înseamnă că n-avem soare afară, înțelegeți? De poate să fie lumina afară. Dar lumina la asta, care este, cum să spun, creația noastră, asta s-ar putea să fie. Și când spunem lumina asta din casă, s-ar putea să nu funcționeze, nu funcționează tot ce este electronizat. Toată era asta a computerului, că noi suntem, trăim în era computerului. Ce se poate întâmpla este ca să se producă, cum se spun, colapsul unui sistem. Ce cade întâi este era computerului. Eu am spus o chestie care a revoltat pe multă lume. Eu am spus, acest Steve Jobs care a creat computerul, nu? A murit, dar moartea lui a simbolizat ceva. A simbolizat că moartea lui Steve Jobs înseamnă și colapsul unui imperiu care e imperiul computerului. Deci este posibil, prin căderea sateliților, este posibil să se ajungă, să avem acest colaps a unui sistem prin căderea computerului. Eu nu știu cum la noastră, dar dacă în America nu merge computerul, eu nu știu ce balanță am la bancă, nu știu absolut nimic, nimeni nu știe nimic, este așa, nimeni nu știe nimic. Odată măcar aveam ceva scris, aveam niște... O să avem și noi vacanță, da. De vreo 3 zile. O să avem o vacanță. Deci asta este. Și încă ceva. Asta nu înseamnă că oamenii trebuie să moară, asta nu înseamnă că trebuie să creeze panică, asta nu înseamnă neapărat că va duce la un cataclism. Înseamnă că noi trebuie să ne pregătim pe asta, să ne păstrăm calmul, să avem ce ne trebuie pentru o perioadă scurtă de timp. Eu la asta m-am referit ca o precauțiune. E mai bine să te pregătești decât să nu fii pregătit, nu? Deci, posibilitatea să fie, da, să ne acord. Dar nici nu vreau să ne sperăm ce anul ăsta. Nu. Eu nu le văd. Eu cred că mulți dintre noi suntem vizionari și vizionari înseamnă avea curaj de a înfrunta viitorul. Vizionari înseamnă că e bine să vedem în viitor pentru că atunci suntem deștepți și înțelepți și putem să anticipăm.
Dar eu vă spun că nu văd o tragedie, nu văd această, cum să spun, nenorocire care s-a bat asupra noastră, dar ceea ce văd că este bine să fim pregătiți ca această, cum să spun, colaps al sateliților care va fi pentru o perioadă scurtă de timp, să-l putem evita prin a fi calm și liniștiți. E mai bine să vorbim de el decât să ne fim luați prin surprindere. O ultimă întrebare. Și aș vrea și să fie o întrebare pozitivă. Să încheiem într-o notă optimistă, nu cu cele trei zile de întuneric. Așa că mai vreau să vă gândiți la o întrebare frumoasă, nu? Când revin? Când reveniți? Când revin în România, când mă chemați? A, nu avem eu întrebare despre asta. Eu am văzut sau am ce anume? Aici problema este că dumneavoastră trebuie să hotărâți colectiv dacă, cum să spun, vă place această conducere sau nu. Dar dacă nu vă place, trebuie să vă gândiți cine vine în loc. Aveți pe cineva să vină în locul și asta este o mare... Cu cine înlocuiți? Și cu cine... Dar cum schimbați un sistem să aduceți pe cineva care să aibă suflet pentru acest popor? Suflet cu adevărat care să dovedească prin fapte că nu vă trebuie aroganță, nu vă trebuie un președinte infatuat, nu vă trebuie un arogant, nu vă trebuie cineva care nu-i pasă de cei mulți, care tot timpul se vaită că nu sunt bani în visterie, că treceți la muncă. Nu vă trebuie, cum v-a spus Ceaușescu, ia mai mâncați voi și cutiile. Că așa v-a spus, nu? Și atunci n-ați mai suportat într-o zi și ați ieșit pe stradă. Și ați vrut să schimbați ceva. Dacă credeți că sunteți la stadiu în care nu vă mai place ce se întâmplă, dumneavoastră sunteți o forță atât de puternică și dacă cineva a știut să schimbe ceva, a fost definitiv român. Românul are umor în cele mai dificile momente, românul e puternic, românul n-a fost niciodată călcat din picioare, au venit toți peste noi și tot drept s-a rămas. Deci trebuie să ne amintim totdeauna cât de puternici suntem ca nație. De asta spun, dacă n-ați să credeți că aveți acolo, că eu nu trăiesc aici de atât de mulți ani și nu mai știu, eu nu trăiesc decât ce aud și ce simt eu. Și părerea mea este că o schimbare trebuie, că schimbările sunt bune. Și că o schimbare va veni. Și cu asta v-am spus, lasă să vă gândiți cine vine ca să facă schimbarea. Că schimbarea a fost și acum 20 de ani, dar după mine trăiesc tot așa ca acum 20 de ani. Că nu s-a schimbat foarte mult, decât că aveți mâncare care e foarte scumpă. E la fel ca în America. M-am dus să-mi iau un sandwich, este $7. Pe $7 sau mai puțin este în America. Dar nu e normal pentru dumneavoastră, spuneam și la bodyguardul meu, am zis, cum e posibil oamenii ăștia să plătească atât de mult pentru un sandwich? Că ei nu au banii ca să... După mine, personal, la înțelegerea mea noastră, nu aveți asemenea venituri să plătiți atât de mult pe mâncare. Deci de aici, din start, este o mare eroare, că mâncarea este totul, nu putem să trăim fără mâncare, fără apă, da. Nu. Doamna, dragă, nu. Am zis tu. Într-o zi, nu. De ce nu? Nu vreau. O secundă. Doamna Hara, vreau... Asta este ideal, că există o oră care toată lumea se roagă în această planetă. Este perfect. Da? Nu, eu purtam... O secundă, ies din rog. Eu eram în rolul Mephisto. Acum nu mai știu. Doamna Hara, un cuvânt de încheiere. Păi un cuvânt de încheiere ar fi să vă mulțumesc dumneavoastră. Nu mie. Da, nu, bă, da, bă, da, eu vă mulțumesc că dacă dumneavoastră nu erați, nu se întâmpla seara. Și atunci trebuie să mulțumim la cine este autorul și vreau să mulțumesc pentru cărțile noastre. Vreau să vă mulțumesc că dumneavoastră vă luptați să aduceți ceva minunat în seara asta. Și în aceeași lucruri și la aceeași nivel, vreau să vă mulțumesc noastră tuturor că ați venit, că m-ați ascultat, că am comunicat, că am încercat ceva, că am creat o, cum să spun, o relație extraordinară de prietenie. Eu vă spun, vă iubesc din tot sufletul meu, orice pot să fac. Nu contează, trimite-mi-ți orice nevoie, ce probleme aveți, scrieți-mi. Poate vă pot ajuta cu orice probleme care ați avea. Poate vă ajut azi, poate vă ajut peste două luni. Dar am să vă am în sufletul meu acolo, am să fac o listă pentru toată lumea care orice probleme are. Eu vă stau la dispoziție. Pentru cultura celor care n-au știut de ce vine doamna Hara aici. Să știți că doamna Hara, și e de mult treaba asta, trăiește ca să-i ajute pe alții.
Deci asta este poziția ei pe această planetă. De asta a venit astăzi aici. Pentru că, și asta o spun pentru cei care au zis, da, de ce Hara? Ce este atât de special la Hara? Asta este special, vă spun eu. Că ea stă pe această planetă ca să vă ajute pe voi. Bun. Eu o să fiu partea Yang acum. Puteți să cumpărați cărțile Doamnei Hara la editura și librăria Adevărul Divin. Ei mai au cărțile Doamnei Hara deocamdată. Mașina mea e la librărie. Ai trei cărți? Păi am avut, dar s-au dat. O să le mai okay. Sau la librăria Bookfest. O să găsiți pe net. Unde, dacă dați Google cărțile Doamnei Hara, o să vedeți unde se găsesc. Website-ul Doamnei Hara este www.carmenhara.com. Acolo găsiți ce ori ce puteți să comandați din Statele Unite. Acolo, de acolo puteți să primiți cum se cheamă, știți serii despre ce face Doamna și ce mai iese nou. Și puteți să o contactați telefonic prin intermediul oficiei mai pentru ședințele particulare telefonice. Are o face un apel pentru cine are nevoie să fie ședințele telefonice, nu cum sunt pentru toată lumea din exterior, să facă ședințe telefonice speciale pentru România, adică la un preț accesibil vouă. Vă mulțumim că ați venit. Îmi cer scuze pentru toate neplăcerile create din cauza neînțelegerilor și vă doresc o seară bună. Vă iubim, mulțumesc din suflet, vă iubesc, vă iubesc prieteni, vă rog din suflet, vă rog.